from Chi-Town, Japan via satellite. Come on, y'all. I had her singing. Bună dimineața, guys! Bună tuturor! Bine v-am găsit la un nou live stream. Hai că fugise puțin microfonul. Neața, guys! Nuclear vs. Castor! Ei, ceva pe acolo asemănător. Wow, ce melodie. Deci melodia asta am auzit-o aseară, de fapt, pe TikTok-ul lui Wirti, nu pe TikTok-ul meu. Și... și-o dat seama, pinguin, că pleacă, că pleacă banul. Așa, asta e super frumoasă, asta aveam să zic, nu știu ce, avem un delay, cred că de vreo 10 secunde, nepus de mine, ce tranziție șmecheră, mulțumesc frumos, bro, neața, guys, încă o săptămână din viețile noastre minunate, încă o săptămână în care ne bucurăm de viață, până la urmă, și avem o vreme extraordinară afară, adică nu știu cum este vremea la voi, dar la mine ninge și cred că și la voi. Sau cel puțin în toată țara s-a anunțat nisoare. Neața Mazila, neața. Și am făcut o teorie. Am avut o conspirație. Știți că eu dimineața, în timp ce mă spăl pe dinți, am cele mai tâmpite întrebări. Țineți minte când într-o dimineață v-am spus că, băi, mă spălam eu pe dinți și m-am gândit, oare cum e să-ți faci tatuaj pe ploape? Ei bine, în această dimineață, în timp ce mă spălam pe dinți, cred că o să descoper un nou continent spălându-mă pe dinți, sinceră să fiu. M-am gândit așa. De fapt, am făcut o teorie. Eu cred că în România există un copil căruia îi se îndeplinesc dorințele. Știți când eram noi micuți și ziceam că, mamă, ce aș mai vrea să ningă, vai, ce vreau soare afară, vai, ce nu știu ce, ca să mă bat cu zăpadă, să ies cu copiii, să merg și eu, nu știu, să mă bronzez, să mă dau pe topogan de prin de anotimp. Mulțumesc frumos, fetă Biz, mulțumesc frumos! Neața, bro, neața. Ei bine, în România sunt sigură că există un copil care are acest har de a-i se îndeplini dorințele și totalmente copilul ăsta a zis aseară, ce mi-ar plăcea să ningă mâine și afară ninge. Ceea ce s-a întâmplat și acum 2 săptămâni când erau 20 de grade și următoarea zi a nins. Deci n-ai cum, de la 20 de grade ca următoarea zi să ningă, acum înțeleg că au mai fost, am avut parcă 9 grade, au fost ieri, ceva de genul ăsta. Nu, deci clar există un copil care își dorește și se îndeplinește orice cu privire la meteo. Bun, mulțumesc frumos, fetă Biz, mersi mult de tot fără mesaj. Apa, da, bună dimineața, neața, bro. Bună dimineața. Guys, ce faceți, cum sunteți, ce planuri aveți în această săptămână? Permiteți-mi doar să dau un open volume aici, să dăm puțin mai încet aceste alerte. Corect, domnule. O să vă spun imediat care e faza și cu titlul și tot tacâmul, practic. O să încep prin am cere scuze, totodată nu prea am cer scuze, că n-am făcut live sâmbătă și duminică, n-am făcut live pentru că... vineri, dacă ați fost pe frecvență alături de mine vineri, te-am văzut pe TikTok! Mulțumesc, Ariana! Mersi mult de tot! Bine ai venit pe live! Bine ați venit, guys! Neața tuturor! Again, de ce se vede în dreapta încețoșat? Pentru că este focusul doar pe mine. Aici! Oh, wait! Ai dreptate! Gata! Era de la monitor, că e prea mare. Încă n-am pus monitorul în cutia, astăzi trebuie să returnez și monitorul ăsta de 240 de Hz, o să-mi lipsească. Dar, hai să vă las și cu muzică. Ce v-am să zic? Da, deci cumva nu-mi pare rău că n-am făcut live, dar totodată îmi pare rău că n-am făcut live sâmbătă și duminică. Asta pentru că vineri, cine a fost pe frecvență cu mine știe că am făcut live de dimineață, practic. După ce am terminat live-ul la 30 de minute, am intrat în podcast. După ce am terminat podcast-ul, am filmat podcast-ul pentru Clutch Time. Nu știu dacă ați văzut finala, by the way, neasa Jimmy, de la care, practic, de-aseară, de pe canalul Clutch Time, dacă ați văzut finala. Iar ulterior am intrat la Rock Challenge, unde m-am jucat prima zi, a fost Mortal Kombat, ceea ce a fost extrem de strașnic, a fost o experiență absolut inedită, că nu știam să mă joc Mortal Kombat, dar am bătut 2 meciuri, nu se știe cum. Castoreanu, neața, mamă, tu... Castor, tu știi că ai o comunitate intitulată Castorii lui Wirti? Întreb pentru un prieten, ce faci, Castore, ai ieșit din
cum se numește gruparea castorilor, din Castoreniadă. Neața, bro, mersi mult frumos, frumos pentru suport. În fine, da, am editat videoclipul respectiv, după care seara, în timp ce făceam eu la videoul ăla, m-a sunat Aiden și mi-a spus: Antonia, vezi că pe videoclip, după ce l-ai editat, nu-i ora trecută bine. Ora care era pusă în OBS, ca să vă explic astfel. Prin urmare, a trebuit să îmi scolt skillurile la iveală de Photoshop Master, să decupez din OBS, practic, o bucată, să o pun în Sony Vegas, peste care să adaug un text nou. Ceea ce mi-a ieșit într-un final, dar a fost obositor să facem și chestia aia. Iar ulterior, sâmbătă, am avut live de la ora 12, tot la Rockmasters. Nu știu câți dintre voi ați fost la Jaxia seară, dar a fost turneul acela de 1 vs 1 la CSGO. Ei bine, toată chestia, nebunia aia, a ținut 3 zile, practic, pentru noi. Nu a fost doar ce s-a văzut pe live, ci și... am jucat practic Mortal Kombat, FIFA, Bomb Tag și CSGO. Iar unde eram cu povestirea? Da, încă sunt obosită, încă sunt obosită. Da, iar sâmbătă am avut turneul de la ora 12 și practic de FIFA plus Bomb Tag a fost în ziua respectivă, ceea ce însemna să facem live de la 9-10 dimineața, dar ziua de vineri m-a istovit mult prea tare. Iar duminică, fiind turneul de Counter, la turneul de CSGO, am jucat de la ora 14 și tot așa n-am putut, n-am avut forță, tărie să mă trezesc dimineața. Am jucat de la 14 la ora 15 aproximativ și ulterior finala ce s-a văzut aseară, dar practic am fost, să zic astfel, busy. Îmi pare rău că n-am făcut live, dar totodată voiam să și dorm cumva. Da, ieri am jucat la Rogue, am calificat până în semifinală, am pierdut în semifinala mare, am picat în lower bracket, am jucat în finala mică și am pierdut. Te-ai focusat bine ieri la 1v1? Nu, nu m-am focusat bine, nu știu să joc 1v1, adică n-am movement-ul ăla de 1v1, nu am avut antrenament niciodată. Tocmai a intrat live-ul meu și voi nu mi-ați spus că m-aud pe fundal, ce faceți, pucii? Tocmai a intrat live-ul meu din recomandatele mele. Asta este greșit. De ce intră live, recomandate live-ul meu la mine? Not ok. You bully Romania. De fapt, YouTube. Ștef, bine ai venit în familie, mulțumesc frumos. Welcome, nuclearule, bine ai venit. Mulțumesc mult de suport. Da, cam asta s-a întâmplat, dar n-am putea mai bine la 1v1, eu sunt și o fire prea emotivă, eu nu știam că se va face live, când am aflat că se face live m-au apucat toți tremuricii, mă cunoașteți prea bine, eu sunt prea emotivă încât să îmi stăpânesc sentimentele, am ajuns la 20 de ani totuși, dar încă n-am dobândit acest skill și îmi doresc să mi-l reușesc să mi-l construiesc, nu, eram foarte panicată, adică îmi tremura mânuța, îmi bătea inimioara, zici că eram iepuraș vânat de către lup, adică, dar ne-am descurcat destul de bine, zic eu, că totuși am ajuns până acolo, a însemnat ceva, am bătut oameni înainte. Am făcut 4.000 de ore pe Counter, păreri, imediat ajung și eu, e foarte bine. Dacă ai și skill-ul de 4.000 de ore, easy. V-a comentat Teo și Ovidiu Pătrașcu la FIFA? Da, da. Eu am câștigat 2 meciuri la FIFA în condițiile în care m-am jucat de pe tastatură. I-am întrebat pe băieți, au zis, da, como estas, care sunt tastele, că nu știam pe tastatură, pentru că eu n-am controller în casă, pentru că nu am PS sau Xbox încât să am un controller în casă, așa aruncat. Random, toți de pe controller, când m-au și că, nu știu, Antonia, care e pe tastatură, uite-o pe mine, îmi luasem manualul, mă uitam acolo, eram, ok, deci pe ăla merg înainte, pe ăla schimb, pe ăla dau shoot, a, ok, pe aia dau pasă, am reținut 4 taste, printre care și alea, una dintre ele am uitat-o, adică vă zic care erau alealte 3, dar una am uitat-o, nu mai știu ce făcea. Deci a fost oribil la FIFA, dar nu se știe cum am câștigat 2 meciuri. La Mortal Kombat m-am uitat acolo, mi-am băgat o pagină de asta de Wikipedia Mortal Kombat și am fost ok, deci combinație SSJ, AAD, era terminat, nu știam ce fac, iar la Bomb Tag, nu știu dacă ați văzut, dar la Bomb Tag am fost pe locul 3? Cred că pe locul 3, da. 3 sau 4? Cred că 3. Deci, la Bomb Tag, băi, nu știu, mă fac main Bomb Tag. Nu m-am jucat jocul ăla decât o singură dată, tot la un Rogue Masters, nici măcar nu l-aveam în calculator. Mă, da, am câștigat și am bătut la Bomb Tag de...
aveam speranță la locul 2, dar am luat per total locul 5, ceea ce înseamnă nimic, dar voiam, eu îmi doream foarte tare să iau locul 3 la competiția asta, pentru că primeam un set de periferice și voiam să-l dau giveaway. Asta e toată tristeța, eu de-aia am jucat 3 zile, îmi doream foarte mult setul ăla de periferice, erau niște periferice de ultimă generație de la ROG și voiam să vi le dau vouă giveaway, dar nu s-a întâmplat, a, mai puțin pe tras. Îmi explici și mie cum le zici la oamenii din străinătate că faci negrese ca să nu sune rasist. Hello, Marasha friend. You have to make a cookie that is a little bit brown. Brown. Like coffee. Nu știu eu, zăpadă, nu știu. Când mai dau un pofliș ca pe vremuri? No, Skyman, no. Tot. E prea periculos pofleșul cu băieții ăștia ai mei. Îmi iese mai pre-fire dacă fac live fără delay. Neața Tibil, neața Polo, bună voicule, salutare Cristiano. Hai să vă zic, mamă, și fii atent că fix despre subiectul de astăzi nu am vorbit. Permiteți-mi a intra și în subiectul de astăzi. A, așa, asta a fost tot ce am putut. N-am efecte, mi-a căzut stream de cuprins spatele monitorului, adică la propriu... E căzut în spate, deci atârnă, stream de cum eu atârnă așa, zici că e strangulat acolo în spate, dar o să-l scot eu astăzi din tristețea în care a căzut. Doamnelor și domnilor, în momentul de față avansăm spre zona face-it-ului, care, ia uite pe băieții mei, o vezi că joc și eu cu voi. Aș da un meci de face, doar că n-am warm-up, puțin cam set dacă o să pierd, dar hai să ne mai gândim, mă mai gândesc la chestia asta. Deci, guys, ce se întâmplă? Acum, în această săptămână, respectiv săptămâna viitoare, se joacă bătălia clanurilor. Încerc să-mi fac ideile pentru că nu m-am gândit înainte la ceea ce vreau să spun, ca să explic cât mai concis, căci... Ca să înțelegeți, eu am citit un document de vreo 5 pagini și pe care l-am analizat, adică l-am recitit de vreo 2 ore anumite paragrafe, că nu înțelegeam ce îmi spune acolo. Bun, deci săptămâna aceasta și săptămâna viitoare este bătălia clanurilor. Care este treaba? Un număr de streamer, printre care mă număr eu, Jaxi, Werty, Neveu, Stresu, Imogen și Palaș și alții, în fine... ne-am făcut un clan. Clanul ce, la un moment dat, anume de vineri, la ora 15, la ora 17 vineri, mă scuzați, se vor duela între ele. Asta este, practic, bătălia clanurilor. Totuși, pentru a ajunge să ne duelăm între noi, trebuie să avem cât mai mulți jucători activi în săptămâna respectivă pentru a putea să avansăm în faza de luptare între, practic, clanul nuclear versus clanul castorilor a lui Werty, iar de acolo... Scăști cineva rip? Ok, nu, suntem încă pe frecvență, bun, bine. Guys, live-ul e up. Ok. Da. Deci să fie nu e rip, bun. Bună tuturor, ok, m-am speriat pentru o secundă. Bun. Clanuri care se vor duela vineri de la ora 5 după amiaza până duminică la ora 5 după amiaza, iar clanul ce va avea cele mai multe win-uri și jucători activi în acel weekend, adică practic în acest weekend, va merge în finală. Spre exemplu, poate să existe finala dintre Knuckle Nucleari și Werty Castorii, galeria lui Werty, practic, ca așa v-a numit Werty pe voi, galeria lui Werty versus Nucleari. Eu, în momentul acela, o să fie practic streamerul și o să-și aleagă din leaderboard 4 oameni cu care va juca, practic, versus clanul celălalt și, de asemenea, și Werty o să-și aleagă 4 oameni din leaderboard, care e farmecul. Voi puteți să vă jucați, adică în loc să... De ce vă zic chestia asta? În loc să dați Q normal, în care vă invitați, mamă, dar nu știu, nu găsesc cuvintele dimineața asta. În loc să faceți un Q normal în care să vă invitați prietenii, eu vă recomand să intrați în acest clan și să jucați în el. De ce? Pentru că la final de lună
nu de lună, pardon, de săptămână, la final de săptămână, adică duminică seară, va apărea un tabel de leaderboard în care, și permiteți-mi să-mi deschid eu un document ca să vă spun și premiile, în care top 10 jucători, și stați să-l mut să nu se vadă, top 15 jucători vor avea premii, și anume locul 6, 30.000 de puncte Faceit, locul 7, 20.000 de puncte, locul 8, 20.000 de puncte și de la 9 la 15, 10.000 de puncte Faceit vor primi jucătorii din top la leaderboard. Totodată, toți oamenii care joacă își vor dubla punctele, deci veți primi cu toții puncte Faceit în măsura în care jucați și cât de bine jucați ca să aduceți win-uri clanului, iar locurile 1-5, eu cu Erti încercăm să facem rost de niște giveaway-uri mai mari, nu vrem să vă dăm puncte Faceit, ori o să primiți skin-uri, dar asta cam pică, pentru că nu o să primiți doar skin-uri, și noi ne dorim să facem rost săptămâna asta și o să vă anunțăm probabil mâine, o să vă zic sigur dacă am reușit să facem rost de un monitor, un scaun de gaming pentru locul 1. O să avem scaunul de gaming, pentru locul 2 o să avem monitor, pentru locul 3 în tabelul de leaderboard vom avea, ce am zis, domne, periferice și mai era ceva, nu, pentru locul 3 era altceva și de la locul 4, 5, 6 vor avea periferice. În fine, guys, eu vă rog, vă invit, v-au dat și moderatorii acolo în chat, o să vă dau și eu imediat, vă invit să jucați alături de noi, asta pentru că pe lângă punctele Faceit încercăm să vă aducem și un premiu, iar de săptămâna viitoare cu cât mai mulți player vor fi în acest moment, deci cu cât veți intra mai mulți oameni, săptămâna viitoare top 10 din leaderboard va avea premii în bani cash, adică nu o să mai jucați pentru periferice cei ce veți fi în top. Oh! Și veți avea bani cash de săptămâna viitoare, dar asta rămâne să vedem depinzând de cât de mulți oameni și jucători activi vom avea. Cu cât mai mulți jucători activi, cu atât mai repede o să vină premiile mai mari, iar pe lângă chestia asta și cealaltă serie de Knuckle Cup Junior va veni dacă vom avea din ce în ce mai mulți jucători. Deci vă zic din nou, dacă vreți și voi să intrați, clanul este, nu trebuie să dați neapărat invite unei persoane, poate să-l și caute normal, dar dacă vă jucați cu prietenii în mod normal și dați create party, vă recomand să... Ce e asta? Pisica, am crezut că e șinșila. Wow, să străiască. Vă recomand să faceți un lobby aici, ca la Geto Daci, dacă ați fost vreodată, dacă nu, create lobby, vă selectați skill-ul de minimum și maximum de level pe care vreți să-l aveți practic în echipă. Spre exemplu, eu pot să zic că vreau de la 4 la 10, create lobby și oamenii vor da join, precum pot să dau eu join la acest lobby și să le scriu la băieți. Bună dimineața, să trăiți! Da, atât. Și acum o să ies ca să nu dea Q. Bine, stai, că vreau să văd ce scriu. Ups, scuze, am reintrat. Bună dimineața, bună, 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 mă bucur că... Mersi, guys, mersi. Deci puteți să începeți să jucați, că veți primi practic și veți strânge puncte în toată această perioadă, iar de vineri la ora 5 o să fiu și eu live. O să încerc să fiu live, dar chiar dacă nu o să fiu live vineri la ora 5, și o să fiu aici între aceste lobby-uri și o să ne jucăm, pentru că vreau ca clanul nostru să fie în top 4 weekendul ăsta, așa că please join! Săru, mâna, salutare, salutare! Și cum jucăm noi în clan? Adică dacă dăm direct solo queue, win-ul sau lose-ul se pune pentru clan, nu ai cum să dai din păcate solo queue. Daniel, trebuie să intrați aici, practic, create lobby, ți-am spus, pui skill-ul și poți să denumești lobby-ul pisicile sălbatice, create și dai around everyone plus 4. Și oamenii vor primi aici o notificare, precum am eu de la Werty un 1 aici, așa vor primi și ei și dacă sunt activi pe hub, vor intra, uite, și pe Splexi și pe Inzen, ca atunci, au intrat imediat băieți, au primit notificare și ți-ai făcut un lobby. Practic este și metoda cea mai bună prin care, că știți că v-am spus eu și, mă scuzați, Neața, o să ies din nou ca să nu credeți că vă fac bait. Este o metodă foarte bună prin care vă puteți căuta în general jucători, că știți că era chestia aia. Nu joci astăzi, ba da, o să joc, doar că voiam să fac așa puțin intro, să vă povestesc ce am făcut eu în weekend și care e faza cu bătălia clanelor. Știți că v-am povestit eu că, măi, acum câteva zile v-am spus că finally veți avea unde să vă găsiți jucători. Uite că ai unde să-ți găsești jucători, pentru că dacă pe Discord și pe Facebook a fost greu să dai de
patru bărbați puternici cu care să joci CSGO, acum poți să intri aici pe hub, îți alegi levelul și legi la băieți, haideți odată să jucăm și noi, să patinăm niște elo pe aici. Uite, aș putea să intru și eu cu cineva. Dacă vreți să dăm un match de face it, eu nu prea mi-aș dori că n-am pic de warm-up, dar could do, if you want. Intră în fii Antoniei Nacol. Nu, suntem doar nucleari, ok, nu trebuie să fim pe relație de, nu știu, fiu mamă sau mamă fică pe aici, nu, e ok. Pot să joc și eu face it, mi-a făcut acum 5 zile cont și sunt bun. Go for it, man, go for it. Easy. Nu fac promovări, Denis. Aseară te-a bătut Ganicus, aseară a bătut pe toată lumea Ganicus Florin. Măi, aveam meciul în mâinile mele, era 10-5 și nu știu de unde mi-a dat. Deci m-am uitat și la replay. Bă, nu știu, vă zic solemn, de unde mi-a tras. Când s-au mutat părțile, nu mai vedeam. Muream, nu făceam picul că muream, deci a fost foarte ciudat. Când am văzut că e 14-14, îmi venea să mor în fața calculatorului. Aia e. Data viitoare. Văd o întrebare foarte nice. Jucând. Oh, Doamne. Stai liniștit, și că dacă am 0 puncte, cum le duplez? Jucând, guys, trebuie să jucați, să fiți în tabelul de leaderboard, iar ulterior, în funcție de punctele pe care le-ați dobândit, veți primi și face it points și celelalte premii, pentru care, ca să înțelegeți puțin cum funcționează tot sistemul, sunt eu streamer, avem noi 70.000 de abonați, facem vizualizări pe clipuri, dar nu doar de asta depinde pentru a obține niște premii destul de babane, astfel că trebuie să mă așteptați, cred că până mâine, poi mâine, cel târziu, ca să vă spun care vor fi premiile pentru locurile 1-6, dar v-am spus, încerc să fac rost de un scaun, de un monitor, de periferice bombă și să vedem, poate de săptămâna viitoare, repet, dacă suntem mulți oameni în clan, uite, suntem 68 online cu... Deci sunt cei offline, nu apar, wow. Dacă o să fim foarte mulți în clan, o să avem și premii în bani. Sentimentul reciproc, Denis! Neața. Bahoi Team câștigă, clar. Aia zic, Bahoi Team. Ia uite-l pe Bahoi. Knuckle, hai! Aoleo, păi Puci, tu vrei să ne jucăm la level 1? Vrei să dăm de baștani la ora asta? Nu, ăștia de level 1 sunt periculoși, rom. Mie mi-e frică, Knuckle, hai! Mie e frică să dau join. Bun. A, și... Încă o chestie, nu puteți să jucați în două clanuri. Dacă jucați 5 meciuri în clanul meu și vă duceți într-un alt clan să jucați încă 2 meciuri, vi se anulează toate meciurile din clanul meu. Este pe sistemul de loialitate făcut, nu am făcut eu sistemul, cei de la Faceit au făcut sistemul, deci să aveți grijă la chestia asta, pentru că poate o să faceți, nu știu, dau exemplu, 10.000 de puncte Faceit la mine. Și vă gândiți duminică la ora 2 că ce interesant ar fi să joc pentru Werty. Și veți pierde alea 10.000 de puncte și probabil veți face, nu știu, 200 de puncte că ați câștigat un meci la Werty, ceea ce nu este ok. Care sunt clanurile? Majoritatea streamerilor care au vrut să facă astfel de clanuri au, Andrei, adică nu a fost o chestie să îndeplinești o anumită condiție, ci doar de vrut. Hai în lobby-ul, am nevoie de mâini. Ah, când te văd că ești pe level 10, parcă nu mai vreau să ai nevoie de mâini. Uite, băieții playing lobby, s-au băgat băieții la meci. Nice, let's go. Uite, aici lobby-ul ăsta mă încântă, îmi vine să dau click, n-am warm-up. Nu știu dacă o să câștigăm, nu știu dacă băieții au warm-up, să ne băgăm la un meci. Plus că... O să, dintre toți membrii activi,
cum să vă explic eu chestia asta. Eu am un tabel în care pot să văd cine din, să spunem că suntem 300 de oameni în clan, pot să văd că 200 dintre ei au jucat măcar un meci. Un player activ egal un meci. Totodată la final de lună, adică nu la final de săptămâna asta, nici săptămâna viitoare, la final de lună de încheiere a clanului, o să dau și un giveaway tot așa mai măricel la persoanele ce au măcar un joc, un match practic în clanul nostru activ. Eu o să mă uit pe lista aia, o să tragem prin random org, o să extragem numele, spre exemplu sunt 300 de oameni, o să pice 200, gen numărul 200 și o să îl contactăm pe băiat ca să-i trimitem tot așa un giveaway. Nu trebuie neapărat să zic astfel să fiți number one Florin Salam pe top 10 ca să câștigați ceva frumos, dar o să încerc să dau și pentru ceilalți, plus că o să avem niște faze de fail moments. O să mă uit uneori la meciurile voastre pe live, dacă vreți să jucați și îmi permiteți și îmi dați GoTV, vrem să ne uităm și la meciurile voastre chat și vreau să dau premiu și pentru cel mai fail moments din istoria hub-ului nostru și pentru, practic să zic astfel, MVP. Avem nevoie de mâini cu creed în lobby. Nu-mi place, nu-mi place lobby-ul ăla. Unde este? Nucle. De ce mi-ai pus numele Nucle? Nu mai suntem prieteni. Bot Creed. Ala, win, lose. După pandemie ar fi mișto Roman Lan ceva prin București, unde plătim toți intrarea și echipa câștigătoare să ia un full night la sală. Măi, Pucci, un full night la sală, mă gândesc că te referi la o sală de gaming. Spre exemplu, din ce știam eu, la Nexus, care să zicem că ar fi așa cea mai cea sală din București, este 9 lei ora. Dacă ții full night, cred că te duce la 35 de lei, ceva de tipul ăsta. Și îți garantez că românul, în general, nu se bagă la turnee unde trebuie să plătească intrarea. Pentru că zice așa, și de ce să mă duc acolo să dau 5 lei? De ce să dau 5 lei când mă pot juca pe gratis? Nu-i pont. Dacă un LAN o să facă WERTY, dacă vreți să participați după pandemie, iar restul o să avem Knuckle Cup-urile și Knuckle Cup Junior, care sper eu să le punem din aprilie pe toate în funcțiune. Also, cu cât mai mulți membri în clan, cu atât cred că... De fapt, nu cred, vă zic sincer. Dacă o să ajungem undeva la media de 2000 de membri în clan, o să dublez prețurile, price pool-ul la Knuckle Cup. Adică pentru ambele ediții nu o să mai fie 200, o să fie 400 și o să facem și Knuckle Cup Junior luna viitoare. Asta dacă o să avem undeva pe la 1500-2000 de membri în clan. Pentru 10-15 lei sunt nașpa rău oameni. Da, trebuie să gândești din punct de vedere al marketingului și mai o să-ți vină cineva acolo. Asta e întrebarea in the end. Catuțen. Uite, s-au băgat Knuckle High la meci. Frumos. Hai la bot creed. Bine, hai să băgăm un meci. Permitem doar să îmi intru pe Steam, să văd dacă sunt logată pe Steam. Sunt logată pe Steam, easy. Guys, hai la bot creed. Dacă vrea cineva să joace alături de J, vă așteptăm la bot creed aici. Mamă, bă! Never mind, mă scuzați, n-am apucat să zic că ați intrat. Da, avem și moderatori, l-avem pe Carol, Creed și Puiul Nuclear momentan în echipa de moderatori aici. Avem și Omicron și doi admini Faceit totodată. Bă, unde a dispărut bot Creed? Go! Așa. Adică junior. O să fie o cupă. Practic și numele poate să zică ce se va întâmpla. Knuckle Cup Junior o să fie o cupă strict dedicată oamenilor ce nu au peste level 8 pe Faceit, anume pentru că știu că nu s-a făcut chestia asta atât de mult în România și pentru că foarte multe persoane ziceau că măi, Antonia, dar eu am level 3 sau am level 5 și nu pot să-l bat pe ăla de level 10, m-am gândit să fac o cupă care nu o să aibă un price pool chiar atât de mare pentru a nu stârni interesul oamenilor să intre de pe Smurf.
Dar vreau să antrenez și să vă, nu știu, să vă fac așa, să vă antrenez vouă, practic, spiritul ăsta competitiv de a vă dori să ajungeți mai sus în materie de skill. Și o să fie o cupă bazată la levelul de 1-7, cu condiția de a avea un anumit număr de meciuri pe contul respectiv și nu o să fie prize pool-ul foarte mare, repet, pentru că nu vreau să dăm de cei mai chase număr fări. Enable anticit, mi sorry, sorry, na, no, ice today, I'm a little bit tired, still tired. O secundă echipă, starting, connecting, shbambenting, go. Da, și am schimbat și data la Knuckle Cup. Mamă, voi vedeți câte s-au întâmplat într-un weekend noroc cu ela. Am schimbat data la Knuckle Cup. De ce am schimbat-o? Mamă, 500 de like-uri, vă mulțumesc frumos. Nu o să mai fie Knuckle Cup pe 26 luna aceasta. O să fie pe 28 de Gaming Marathon. De ce? Pentru că cei de la Superbet, alături de Nexus, ca să spun astfel, voiau să facă o competiție și dacă v-ați uitat la Alexa Show, au și spus acolo că vor să facă o competiție pe data de 28 luna aceasta, prin care te joci în cadrul turneului Superbet și primești slot nu știu unde, că n-am înțeles prea bine. În fine, competiție ce ulterior, și mulțumesc lui Ang că mi-a spus, a trebuit să o mute pe data de 26 pentru că cei de la Superbet nu sunt available pe data de 28. Și pentru că e, oricum, nu sunt, avem turnee în România, dar nu cele mai multe și ne dorim să fie cât mai multe, adică ne dorim să fie poate în fiecare zi a săptămânii un turneu în România. Am spus, ok, faceți voi pe 26, fac eu de gaming maraton pe 28, facem Knuckle Cup-ul și o să-i lăsăm pe ei pe 26, astfel ca voi să puteți să prindeți, dacă vreți să jucați acolo pentru slotul la Superbet, să nu vă simțiți așa că vă țin eu sau nu știu, să vă supărați pe mine că nu am schimbat data, având în vedere că aș putea să o fac. Deci o să mutăm noi pe 28 și o să rămână pe 26 cu competiția respectivă. Eu am luat bani pe fizică, nu m-a băgat pe server și acum nu mai pot juca până la 12. Am pățit și eu chestia asta și să știi că chiar dacă am chemat admin, n-a putut să facă nimic. Că mi-a spus că nu vedea în datele jocului, să spun astfel, în datele serverului, că eu aș fi încercat să mă conectez. Și am pățit gen pe live, pro gamer. Adică eu i-am dat live-ul la om și i-am spus, bă, omule, uite că nu merge să mă conectez, dar n-a contat. Hei, Werti, care pleacă la podcast? Werti pleacă la podcast, guys. Nu știu unde sunt. Peace and love. Dar vezi că ninge, e nisoare Știu, am 7 și bietele, metri. asta nu știu. Bine. Să ții un prosop ceva, că e nisoare pe toată mașina. Băi, deci creu a trezit de dimineață. Doamne, doamne, deci eu vă spun, când se întâmplă fenomene de-astea supranaturale de 20 de grade și ulterior următoarea zi ninge, pur și simplu mă uitam așa afară, deschisesem ochii și eram, ce naiba? Deci, nu venea, de asta v-am spus, mi-a venit teoria aia, bă, clar e un copil care, nu știu, îi se îndeplinesc dorințele, e, nu știu, Isus Junior, nu e Knuckle Cup Junior, e Isus Junior copilul ăla, n-ai cum, n-ai cum, ba, e soare, ba, mai stai, mai aveam un pic acum o săptămână, nu, acum 2 săptămâni, țineți minte că mai că făceai plajă afară, mureai de cald, erau 22 de grade în București, pai, doamne, plus 35 euro, GG. Pai! Vedeți, guys? Și avantaje de a juca în clanul Antoniei. Adică, practic, e clanul nostru, nici măcar clanul meu, dar o să-l numim astfel, gen clanul nuclearilor. Avantaje pentru a juca în clanul nuclearilor. Noi primim 35 și pierdem 15, săracii adversari pierd 34. Păi aia cred că nici nu se corectează în meci, nu joci. Deci eu cunosc oameni, nu joacă, băi, când pierzi minus 30 plus, nu mai joci, că nu are sens. Poftim, plus 35, minus 34. Jucați în clanul nuclearilor, vedeți? Spune și Facey tu ține cu noi. A zis Facey tu, cam... Opa, amețitule, stai așa.
cam sexy clanul ăsta, îi dăm mai mult, îi dăm bonus, boost la Elo astăzi. Ok, intrăm în joc, încă nu mă simt treaz, mă dor umerii pe aici și că am fost la sală, ce-i fi făcut aseară? Cred că m-am bătut cu James prin pat. Sunt bine, David, tu ce faci? A, și dovada că chiar nu sunt bine în momentul de față este faptul că beau Nesquik, dar mi l-am încălzit și eu nu beau lapte cald. Deci vă dați, eu chiar am ceva problemă de sănătate, sigur, în ultima perioadă, că m-am defectat la creier. Adică eu cu laptele cald, n-am băut lapte cald de la 5 ani când mă obliga mamaie. Că de la 6 am devenit copil independentă, l-am singura din frigider. Că m-am mai înălțasem și eu. Deci, clar, e ceva neregulă cu Antonia puțin dimineața asta. Ai revenit la monitorul nou. Nu am apucat să scoatem monitorul ăsta. E pe spate, dacă te uiți acolo în spate, ai cutia de la monitor. Astăzi trebuie să-l pun la locul său și să-l dăm înapoi celor de la LG. Dar chiar cred că o să-mi iau și eu un monitor, dar ceva puțin mai ieftin, că ăsta e cam scump, sinceră să fiu. Stăteam să mă gândesc. Deci monitorul ăsta este 21 de milioane. 2100 de roni, guys. Păi mai pui încă 400 de roni și ții 360. Păreri. De ce nu-l păstrezi? Păi am repetat chestia asta. Cum să-l păstrezi? Trebuie să plătești bani ca să-l păstrezi. Trebuie să ți-l achiziționezi. Nu ai cum. Nu contează că ești tu streamer sau ceva, guys. Nu îți dă nimeni lucruri pe gratis, din păcate. Sir... Oh. Și așa, n-am mai întrebat nimic. Să română. Tu te-ai băgat în meci? Hello, tu te-ai băgat cu noi în meci ca tu țin? Nu mă auziți în joc, minunat, ador. Hai pe TS atunci, dacă nu mă auzim în joc. De ce mă auzi? Tu sui tu, bă. Neața! El are doar pentru test, da, cumva din... N-ai cum, nu-ți dă nimeni, poți să fii tu și buricul pământului. Cine... Uitați-vă puțin la noi, adică... Cine-mi dă mie... Unde-i măi, timpicul? Monitor de 21 de coco, guys. Să fim sinceri, adică... Eventual, dau rinichiu pentru monitor. Channel switched. Okay. Neața, puci. Neața, mă auzi? Tot nu mă aude. Vezi că nu te auzi. Senzațional, ce microfon bun am. Cred că pleacă pe geam și microfonul ăsta. Alo? E, parcă e altceva. Radu, salut. Așa. Cine mai e cu noi? Catuțen și Baby. Baby. Radu. User was moved to your channel. Spune-i lui Antonia să mă trebuie la drumsi. Gata, păi te-am tras în timp real. Te-am auzit și când te-am tras. Unde-i Catuțen? Îi spui? Ești cu noi, bro. Du-te la viewer. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Magic, ești cu noi, Magic? Da. User was gata. Moved to your channel. Alo. Ok. Cred că se schimbă tot setup-ul. Nu, prea mulți mai. Neața, aspirină. Bun, guys, hai să începem părere acest meci. Vă întreb de pe acum, win sau lose? O speranță așa, nu zic că niciodată vă-ți. Bă, ce poză are ăla, mă? E în filmele horror yellow de la ei? Mamă, ce filme Matrix are băiatul ăsta, mă, mamă? Hai. Ce Gigi Pucci? Uite și mă, win? Foaaa, prea drăguț, Mystic! Hello, hello! O să ne așteptăm, fix în stânga. Da, bună, Mystic! Mulțumesc, Rons! Mai unul, oh, bă! Guys, ăsta de când era, vezi că e în spatele tău, unul, nu știam că e acolo, mă uitam la mamai. Era boostat. Chelios-ul are hit. De la mamare. Bagă-te peste-l.
Radu, îmi pare rău, baza noastră e în tine. Că mă uitam la gagici. Mică și 2000 și una mare. Nino, 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 Nino. Bravo, bravo, mă, Radu. Dau scris să fie. N-a avut nevoie de noi. Nu mai, Robi, nu mai, nu. Nu-mi place chestia să te salut cu umilință și respect, guys. Pe mine sau vrei să stai? Păi dacă vrem să luăm lungă, hai să mergem doi că avem spawn. Și mergeți voi doi la B sau să facem lor. Livia, puiu, baftă la meciuri, hai cu win-ul. Bau, în ok spawn. Long, long, long. Mulțumesc mult. Bun, băreți spawn. Mulțumesc mult de tot. Baftă la meciuri, hai cu win-ul. Doamne, ajută să fie. Mulțumesc mult, mamă, pentru plus 34. Păi cred că mă trezesc. Ia să poate să vină pe B. Să încerce plantul. Mulțumesc mult. Mulțumesc frumos. Ești foarte bine, băi, că tu zici. Hai, clan. Da, n-au avut șoc. Da, era la ora de istorie. Bă, n-au avut șoc. Am istorie în jumătate de ora de istorie. Ce s-a mai repede. Mulțumesc mult. Hai, că termin. Să treci. Da, cheamă, fără simulare. Tu ai simulare? Tocmai m-a teleportat site. Nu, eu am servă. Stop it! Pe spate. Hai, lui Gheorghe. Da-i mă, Livia, bine. Vezi că am MP9, da? Mă scuzați, mă cer cu propriul telefon. Dar de ce am lag? De ce am lag? Alo, alo. Short, nu-l au. Ce scup. Îți dai, dai. Nu, și unul jos la pastilă. Am lăsat lungul, mă. Îți intră 3 short. O, îți dai, low. Mai sunt low. Radu, ține-mi dus undeva, nu știu, mă uite. Mid. Tunel. Bună, sarmale. Cât are? 20. Log adres. Da, 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 da. Nu, nu, încercați. Log adresa 2. Se duce pe B, se duce pe B. Mamă. Îți dă-i, îți dă-i. Nu, Radu, nu, Radu. Nu muri, Radu. Tu sună. Pă, Radu are chef. Radu chiar are chef. Baftă la meci, să fie, domnule, mulțumim frumos, Mystic. Mulțumim și Livia de asemenea, again, ok, gata. Nu stac lung? Da. Ar putea să pot să-mi zici că n-avem bani de loc. Păi eu am 2000 că mi-am cumpărat. Ce clasă ești, Stefan? Am chef că te-am dat. Doar să aud în cer, să știi, o să-i dau puțin mai tare în cazul ăsta. Mă, mă, atunci, mă. Doi. Ai capul, nu vă. O să-i dau puțin mai tare în cazul ăsta. De obicei se aud prea tare. Plângerile sunt pe invers. Da, baby ăsta nu e pe T-Speak. Ba da, da. Hai să mai facem un eco, zic. Să avem polare. Baby Yoda, tot cuiva. Nu mă aud? Ba da. Bine, ai vorbit o meci, gen de aia. Că de-am trebuit. Hai, ce să zic, important. Hai să cam nu știu, de lung. Hai pe lung, toți. Mamă, cât ne cași. Nu, nu, nu. Oh my god, am stat foarte prost acolo. Se bagă, se bagă. Eram pe linie amândoi. Ai digă la picioare. Nu se bagă. Ba da, se bagă. Ți-a retras-o, nu? Se duc pe mid. Catățeni, de ce-s cu binderile alea? O da smoke CT. N-ați văzut nimic chat. N-ați văzut nimic. Ai după B. Ce triste și aici ai făcut. Încercam să nu fiu lovită. Măi, mă, dă! Rază de soare, ești pe vremea asta. Ai cap pe mid. Deci, permiteți-mi a vă spune un lucru. E 10-11. Dacă vreți, băieți, glume de agățat pentru fete, vă rog să apelați la mădă. Eu aveți în chat, este moderatoarea noastră, mădă. Deci, rază de soare ești pe vremea asta. Băi, deci n-ai cum, dar mereu. Mulțumesc. Mersi, Ponaic, bine ai venit în familie, bro. Mulțumesc frumos, welcome. Deci, mă, dă, mersi din suflet, scumpa, dar mereu are niște replici așa mișto. Short, băgat. Deci te cucerește, efectiv. Hai să ne concentrăm. Că mi-a zis mie un prieten bun. Unu sărit, unu rampă. Bravo. Mai
stick. Cât costă promovările la un server de Discord? Nu prea fac, m-am încetat cu promovările la server de Discord pentru că nu prea au nu dau randament, să zic astfel, mistic, adică îmi donez, dar eu nu pot să-ți garantez că-ți intră oameni, de obicei oamenii nu prea intră, cam bad trade-ul, mă simt foarte prost, iau așa bani, degeaba. Deci, nu costă că n-are sens să fac, i-am dat minus 90 la ăla, minunat. Mulțumesc, mă, de bine ai venit, Ponaic, bine ai venit în familie. Iași. Guys, hai să câștigăm că e plus 35 și ăștia leșină își dau viața că-s minus 35. Antonia? Păi eu încerc bună dimineața, dar pielea mea a zis că n-am warm-up, eu voiam să mă joc... matchmaking. Da, voiam să mă joc matchmaking, liniștită. Lung, peste mine, gata. Am flash. Unul la B sau ai dat smoke? Pe lung, 3. Mamă, două smoke-uri în mine. De lung. Bravo, mă, tu ești. Băgat, City. Da. Bravo. Mamă, dar lasă tot, dispam tot mecul. Jos, polar mid. Băgatul, dacă vrei, mă bag șect avansat și doar lungă gen din spate din site și aia. Cam e, bot pe short. Și eu, da. Am bus pe șoară. Într-o ați joc și n-am făcut o afirmație cu joc, dar apare n-ați răspuns nimeni, prin urmare. Vrei să faci pic, Antonio? Da. Suicide-o. Flash-o lung, ia. Ce Dumnezeu, nu văd bine. Vezi că stau ascuns, dar cag. Mi-a dat moli. Doamne, maica domnului. Ce-i spam pe ăla? Eu nu văd, jur. Bă, sunt chiar rău, serios vorbesc. Și Wert mi-ai sirba, Antonio, vedeai... Mă rog, bă, iubi. Vedeai adversar și nu trăgeai în ieri și... Jur că eu nu vedeam. Chiar cred că trebuie să mă o să-mi schimb dioptrii, la ochi pe cuvântul meu, că e jale. Grijă-mi, doamne. Smoke City, Molly City. Intră. Trecu rampă. Da. Aolo, dă stai. Da, trecu-ți, da, eu nu car. Bă, mă ține de la car, bă. E dat leg. Da, i-am dat leg la unul. Site cu leg. Cum bă, i-am dat leg, mă? Dar de ce a sărit sânge? Nu pot pe harta asta să intra pe ea, eu nu sinapsa, dar nu... Vrei să mai facem un eco și... Nu știu, vreți oraș? Hai să-l gănăs pe lung, Hai că e să ia pe lungă fiecare lungă. Off! Urăsc să mă bag, știu că nu sunt în stare să joc la ora asta. Avem un AK. Bravo. Două. Am dat molea, am dat. Nu vă bateți, că se retrag. Ui, stânga lung aici. Da, se retrag. 6 minute mai în B. Luați un AK-ul, că aveți mai mult, că am uit, m-am 5 de viață. Te duc și eu. Du-te pe aia, galben. Nu-l văd să trag, mă jur, îi văd pixelul și nu pot, nu sunt la să pun sinta. Mă ține pulaul, dacă ag. Bagă pe short? Da. Se bagă lung pulaul. Și orice bomba, plus... Se bagă toți, cred. Da. Bravo, mă, bucică. Eu schioară. Nu văd unde trag, să mor eu. Nu văd, sunt chioară. Dacă vă zic că nu vă, voi vedeți cum pun ținta, nu sunt în stare să pun ținta. Nu văd unde trag. Mă apucă, dragi. Mulțumesc, Mystic. Mersi. Da. Ce? Da, bebe. Da, că cred că am nevoie de dublu ochelari în momentul de față. Nu văd unde trag. Bă, nu mai mă dublu, mă, că tot dacă... Mă duc eu, be. Lung, iar. Flash-o lung. Smoke shot. Radu. Hai, mă, uite, hai. Bravo. GG, easy. Hai, măcar cu double scope să am șochi, că altfel... Radu, ți-ai un flash fix în fața ta dacă vrei să vrei să-i spui. Nu. Peste gard. Am gap. Mid. Catul. Mid polar. Mamă, s-a băgat. Se cat. O să vină short polar, cred. Rămâne unul la mașină, Radu, mereu. Mai uite eu mid, Antonio.
N-avea bomba site, bomba nu-i site-ul nu. Nu-i trecută bomba, să știți. Rampa, 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 nu am gloanțe. Du-ți rampa. Dacă vrei poți să te urci. Uite câte piață ne-a gadut. Nu era unul short sau a intrat site? Nu, era pe mid-ul, nu? Dar nu știu dacă ăsta. E la B bomba sus ăsta. Da. Poate să iei site, Antoni. E el un polar, ficat. Polar? Nu avea loc. Bravo. N-avea loc. Oricate Pantonia, Radu. Nu, Radu Pantonia, trebuie să să urce în site, nu te mai gândi prost. Io. Ce se gândesc bărbații ăștia? Băi, jur că nu-mi dau seama. Una, dreapta, dreapta. Polar. Hai că puteți să-i bată. Am flash. Bravo. Flash în spatele. Smoke, băi. Bravo, Radu. Încă am molotov. Mai era unul care s-a tras. Am un mistic, mă fac să mă simt prost. Acum a trimite și Discord-ul ăla undeva în chat. Mersi, bro. I know you are gonna be. Mulțumesc. Mersi mult, bro. Mulțumesc. Că sună de la ei? Unde, Antone? Nu, am tras la mișto în poartă, cred. Fac, fac ești safe. Lung. Dacă dai un flash mid, Radu, să mă bag să verific dacă avea under-ul. Cât de 6 să fie la B? Meanwhile, where the I'm a joke to you? Da, ei se gândesc la prostii, bro. Bravo. Radu, boostas. Mi-e Radu Beleon. Mama, și când băiatul ăsta avea pe loc, Chico. E ora 8. Mă, crezi că nu știu, am așa o stare de somnolență, hibernare direct, mă simt ca un rusuleț, ninge afară. M-am trezit în formă că mi-am schimbat cuțitul. Oh, ce cuțit avem? Parcă nu-i. A, dacă nu-i carambin, mai vorbim, adică... Ai bani pe ceață, știi, că doar dacă îmi dai bani, îmi iau. Vlad vrea următorul meci să ne băgăm doi membri și doi abonați, pentru că n-am făcut live ieri. Nu. Ah, câinele. Mai da. Câinele logat de retard, dar vecinii mei dau cu băi mașina. Ia uzi, cine e băiatul râit îmi face dimineața mai bună, spune el. Eu sunt ăla că e... Hai că ești. Iată, taci că-ți dau bani. Poți să ne spui rărățuși cărămurică? Rărățuși cărămurică. Bă, ești palat pe părere, te buc, te pup, Florii, mulțumesc mult de tot. Trying, man, mamă, mistic. Oh, dar nu, trebuia, puteai. Trimite-ai pe Insta. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, mistic. Oh, nu mi-am luat de curat. Mulțumesc, mistic, pentru tot. Mersi mult de tot, bro. Mi-ai donat, mi-ai donat 15 euro. Mă retras, că-s low. Este așa? Am lăsat lungul ăsta. Nu știu dacă s-a auzit palat, palat, doamne, Anders sau nu. Bă, care a pus, mă, butoiul ăsta aici? Chiar doua oară că mă blochez în el. Fuck speed pe aia sau ceva. Și-a uitat tata e butoaile. Se bagă tare. Mulțumesc, mistic, mersi. Câți? Unu, cel puțin. Bă, mă țin. Mă țin de la mașină, la are cap. E posibil așa ceva. E ca lung. Lung? Dar e secat, să știi, are... Da, dar mai rău. Ăla aia, Antonia. E secat. Hai să vedem ce face baby. Ai bătut pe ăla de pe short? Am bătut, nu, mai e unul short la butoaie. Da, uite-te pe ce. Ai... Cred că se cacea mă. Of, guys, dacă vreți să intrați pe Discord-ul lui Mystic, măcar atât să facem. Și noi, pentru cât suport a oferit, fără... Deși a întrebat frumos dacă facem promovări, dar... Na, eu îți fac promovare, deși nu știu cât o să funcționeze. Dacă vreți să intrați pe Discord-ul lui Mystic, probabil... Ia să vedem. Colag lung. Dăm și noi join arenarow.sp. Aaa, da, that's nice, bro.
frumos, elegant, o arenă corectă, stai să punem aici pe... Olululu. De ce nu dai cu el? Nice. Good luck, have fun. Și spor cu serverul. E acolo, dai pe... Care știe, mă, să mă ajuți prin alte, depinde de ce clasă ești, cred că mai mi-aduc aminte. Ce bei acolo? Nesquik. Cum de am mod? Vrei să-l scot? High-tech? Nu-i problemă, pot să-l scot. Antonia? Numele-i Nacl de la Rosetta, bro. Da, domnule. Mă duc eu un B, mă duc eu un B. Se câștigă elo pe hub-ul ăsta? Da. Băi, dar tu n-ai văzut că l-am plus 35 pe match-ul ăsta. Bravo, oleu. Tu n-ai văzut că avem plus 35 și ăștia pierd minus 34, de-aia dau din mâini. Bravo. Mamă, pe cutie, mă, da. De ce dai flash? De ce? Modul nume? Intră în mid-ul, băi. Poate să-i vedea. A intrat, a intrat. Bravo. Plus 4. A, nu, era bot, era cu botul lor, am crezut că am dat tag și lor. Unul trecut în dreapta. Hai, Catuțen. Dacă nu scoți omul, îți dau bani în cealaltă. A, trebuia să intre pe mid să... Window. Window polar. Bă, și pastil. Cred că îi dăm bani. Scoate moderatorul la Catuțin și dăm bani. Ai, măi, impregnața. Stop bullying. Trebuie să intrăm amândoi. Stop bullying, impreg swift, this super chat. Păi, joacă fenomenal, dau un rog. Am pierdut un dacă am scat agresiv. Sunt a 7, dau din teorema bisectoarei tale asemănarea și mai multe. Hai lung, hai lung, grenade. Tot timpul foarte mult. Nici nu mai țin minte n-am că există sau această teoremă. Ambele variante acceptate. Geometrie style. Dacă vrei, mă duc până la... Oh, m-ai împins. De ce m-ai împins? De ce m-ai împins, Radu? Are polar, vă ține. Bă, dau înapoi să știi. Rămâneți voi doi ascunși, nu știu, Radu, fă ceva intens. Da, te știi, ne știi. Polarul, nu? Doi, 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 se bagă! Dacă se bagă, nu se bagă și nici să te schimb. N-am zis. A, bă, unde sunteți? Veniți odată, să o dați cu mine dacă aveți. Stai așa ca tu ține, bă, tu trofeul. E aici, mă, stau. Ia-o, da. A, mă, vine un col. Bravo, bă, mă, pic, mă. Bă, mă, pic. Bravo, mă, ca tu ține. Ia-ți AVP-ul, că-i... Ia, joacă-te pe el, joacă-te pe el. Păi, cred că-i fac save, nu cred că... Da, da, mă zic, scot un, da. Și flash, și nade. Mai dați, mai dați, dacă mai aveți. Nu, mă, mai stau la la card. Ia, uite, pull out pe site. O să sară din Xbox, să știi. De ce face bully băiatul ăla? Mersi, Mystic. Mulțumesc. Bă, dați-mi altă țintă, că asta e stricată. Ia-o pe a mea, ia-o pe a mea. Cred că-i și ținta lui ăla. Ia-o pe a mea să vezi ce miște. Mă duc în bai cu polar. Am și-o polar, bă. Vreau și-o boost pe short. Boost pe short. Atâna două un smoke dacă poți mit. Too late, stai. Țin lungul din site și... Lunga, au ieșit lung, să știți. N-au cărat smoke-ul, no. Pășor. Plus, plus, plus. Lung, lung, lung. Plus, copolar. Mă ții baby, baby, mă ții. Da, te țin eu short. Bravo. 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 El nu e low, nu e low. Bă, dar naiba, bă, dar nu nimeresc ca cât cum mi-aș dori. A intrat glonțul, 1 la 7000. Sunt nervoasă pe propriile mi puteri. Țin tabela, not ok. Are bomba short al vostru, dacă... Cine sunt să din lung să știe? Ai țintă, Sebi? Mamă, mi-e frică dacă ținta ta... Mama, Antonia, văd că tu câștigi în continuu la ce, la barbut. Ce să faci? Da. Oh,
Simfonic, cu mare drag ți-l semnez, bro. Mersi mult. Mulțumesc frumos. Much appreciation. Da, mai departe. Am început colegii mei să scrie. Astăzi. Da, vorba lui, bro. Am văzut ea. Da, smog mei, Danta. Ce ți-au zis, gata, tu te la oricine. Sau că nu facem. Nu faceți oră? Mamă, dar cum se aude telefonul ăla? E am dat silențios, mult. Direct. Rotul. Mid, smoke, short. Te las un... Intră short? Unu' mid, da, probabil să intre. Dau smoke, bă. E cur mereu cu lor, nu știu ce. Nu am ce timing. Mă notez. Nu muri pe lung, nu muri pe lung. E doar un. Mort on mid. Mamă, e dat nidul ăla de sub buci. Shot! Intră! Shot în mid. 2 mid. Îmi dau prin cutie, bă! Mort on mid. Plus 1, unul chelios. A jucat cu la chelios azi. Siti, siti, siti! Acolo, la cutie. Acolo, da, stânga. Bă, cam n-aș să-mi pic, bă, bă, că nu. Vezi că mi-a dat smoke. Pe el l-a dat singur. Da, e. Aia zic că mi-a dat smoke. Intră shock, Radu. E shock, Radu. Bă, baby info? Așteaptă un pic, baby, că eu sunt nit. Baby, abia așteaptă un pic. Bravo, dai. Ce să mai aștepte, mă, că ne dă pe cap. Bă, ce îmi place aici. Eu cu bot Kevin. Ce îmi faci tu mie, Creedmeister, mă inviți la fel. Mai joci un match? Nu, mă duc eu la... Matchmaking cu Creed, ce? Am o idee foarte bună, am văzut la pro, hai să ne îngajăm. Mă, să facem supremo azi amândoi. Dreptul există specialitate la drept, Florin. E am o singură filieră, să spun astfel. Da? Eu care am LGT. Așa, mă duc prima. Da, fii asta este. Finally. Finally, mama, am făcut kill city 1. Plan de tunnel, plan de tunnel. Tunnel. Sai, ce-ai văzut? S-a văzut pe harta, Iure. Aproape. Nu vă bateți. Ține Windows să nu vă pușeze, ce zici? Tunnel. Flash? Dar nu moare, mă, e 30 HP. Bravo. Plus. Bă, da, bravo. Mai e bună sinta asta. Era 34 HP, băi, ca tăzen. A ta, Radu. Ia ce-a mea? Mamă, dat... ce-mi place. Bă, Creed, i-am dat 33 întâi. I-am dat 34, mai avea 34 de la mine. Nu, că e bună mea. Mă uită mine, merge zabe, mă uită să văd. No, no, no. Cui va... Prin o să facă stack în back, sau pe lung. A, dați-mă, o să... Nu, 1 mil, bă. Face sărituri. Stai ca m-am vins sa-l bag pe sa-l. Bravo. Unu' pe sa-l. Mă uită lung, mă uită lung. Vin la B, aveți B-ul? Da, e doar unu' B, cu diga. Și crezi că-l bați? Vida, a trecut B și shot, a trecut B. Aoleu, mersi Mystic, stai că mi s-a pus un cârcel la încheietură. Da, 2. Ah, mulțumesc Mystic. Bătul naiba, mă, cine-i ăla, mă, are bomba. Vezi că e o secat. Mersi, nici. A intrat tunel. Ia scoutul. Hai, m-am lichit. Nu fa promovări, te cosi! Mereu vreunul mid? Mulțumesc frumos pentru super chat, dar nu fa promovări, bro. Întrebați în chat înainte că vă răspundeau moderatorii dacă nu vedeam eu, vă rog. Câte ore ai în CS? 2600 de contul mare și... Creed, ai spus cât bași tu pe la șd, mă, 400 pe contul mic. Păi da, să pierdă bomba și m-am dus după aia. E cald. Radu, mi-aș mie, ai 2800, mi-aș mie de eagle. Hai pe lung. Poți să vă dai eu două flash-uri în spate. Eu zic că... Să câștigăm pe lung plus 3 și șcări. De compliment, bro. Mulțulețule. Unul în stânga. S-a blocat jos. Și unul dreaptă, dreaptă. Sau ce s-a dus? I-am bătut, i-am bătut. Bravo. Bă, mi s-a blocat jocul, e ok? Am revenit, e ok? Ești viață. Tu-ți viață. CT, CT. Toate bune. Mie de ce nu mi se blochează să fiu în viață?
cine ore. Mort. Băi, stai. Te caută. Nu te bate, te slow. Nu trebuie să mă bateți cu el. Eu m-am dus să stai să plantez bomba cu gândul că stai tu. Îți dau comandă de o pizza la scorul ăla. Oh, chiar nu voiam să mă bag, dar nu puteam nici să-i refuz totodată. Bagă-te pe lung, că-ți dau flash. Da, da. Singurul mod de a câștigai să luăm lungul. A, da, poate să faci loc, bă, se bagă loc, da. Nu vă blocați, blocați? Plus. Nu vă blocați aici, vă băgați tare. Mă duc să iau arm. Era deja acolo. De ce iese așa pe timing? De ce n-a ieșit cu o secundă înainte când făcusem și-o picul? Întreb pentru un prieten. Bă, dă-l naiba, dar de ce nu dă în tine care ești full expus și dă în mine? Că mă apucă toți dracii la ora asta. Creed Meister cu ideile tale. What, what? Mamă, ce lag ai avut. Not my fault. A intrat profa. Îmi vorbește asta de istorie și mai nervos. Zice, pică CS-ul, bum, a picat. Lansează-mă pe mine, eventual, pe lung. Nu, no, pe mine, ca spawn. Bine, și pe mine. Am o flash, să vă dau. Hai. De. Prea de vreme. Prea de vreme, hai să-i bat, Hit. Tânga lung și mic. Da-te, bro! Cumva, a tras să voi bro, ce mare ești, nu puteam să dau cu spatele de tine. Mă, până numai. Și se joacă 3 pe lung. Trebuie să dăm gașa B ca... Vreau înapoi la sine. Nu. Meciului gen. Acolo pot să dorm în meci. Când jucăm pe contul mic pot să dorm în meci. Acum nu pot și îmi doresc. Adică deja dorm. Bun, facem și noi comeback sau să avem bani. Bun. Eu rămân mid. Bă, dau imi. Așa, joacă tăi lungă, ar trebui să luăm on mid-ul, on B-ul. Mid-ul B, zice prin bat-ul ăsta. No, o să rămân mid, o să mergem direct la B, hai. Hai, șmeche, eu m-am dus până, hai. Vezi că-ți dau flash în stânga, dar nu-l iei, dacă te uiți în dreapta. Bă, poate să fie băga lor, poate să fie băga lor. Mid-ul B vrei? Mid-ul B n-ai știut. Da, dat smoke oricum pe B, de n-ave cum. O da, și smoke. Dacă stau eu pe B, stau eu, tunel. Băiați-vă lor. Intru și eu cu tine. O să dau smoke, de fapt, stai că voi intrați. Nu, nu, nu. Doamne, dar nu, n-am reacții, mă credeți, bă, uitați-vă la fața mea, voi vedeți că n-am ce reacții. Hai, n-am cafe la bord, n-am nici măcar un sandwich în stomac. Nu pot să judeam, joc dimineața la ora asta. Try hard, cât nu, eu mă uitam la adversari, eram așa, gen ce faci prietene. În viața aia nu m-am uitat la adversar, bă, dacă nu pot, vă zic, dorm în papuci. Și nici măcar n-am papuci. Nu, nu, dar trebuie să fac un montaj, cum stau așa și mă uit la ecran. Că așa a fost meciul ăsta. Ama, ca pare mai mult rău pentru Elo, nu pentru altceva. A, ți-a venit cheful la 5-6? Al meu? Nu, al băieților. Noi avem molotov. Am chef, da. Da, pușea spate. Bravo, Antonia. Așa trebuia să trag tot meciul, dar... Bravo, Antonia. Mamă, ce meci. Mamă, ajută. Luam un plus 3 și acum. Vina lui Creed. Mă, vina lui Creed, maestrul ăsta. Vina lui Creed, hai să facem suprem. Mersi de meci, vă pup. Mă duc la Ceau. Ora de limba istorie. User disconnected from your channel. Ceau. Ceau. Ceau, Cantona, baftă cu live-ul. Hai cu Supremo, hai cu Supremo. Păi după meciul ăsta zic și-o baftă cu live-ul, că îmi fac băieții bully. După meciul ăsta. Nici nu m-am uitat în chat, că mi-era frică de voi. Simțeam cum am inspirat și expirați în ceafă direct așa. O secundă, doar să schimb conturile. Dacă aș ști cum se cheamă folderul în care îmi pun de fiecare dată. Minunat. Folderul în care îmi pun de fiecare dată contul.
pe care nu-l găsesc. Deci folderul se cheamă second account. Dacă îmi băgați vreodată keylog și aveți nevoie de un cont mic, se cheamă second account. Da, niciodată nu-l găsesc, fraților. Asta poftim, dacă vrea cineva keylog în PC. Ce rang de silver ai? Cel mai suprim. Sunt papuc de lemn. E bine că am pierdut doar 15 elo. Păi, săracul jocul, când v-a văzut că ați dat cu mine Q, a zis jocul, no, no, fata asta, no, la ora asta, contul ăsta are rating de minus 5 kill-uri. Cum ați fost ieri seara câștigat Ganicus Taken? Unde ai găsit ținta ta aia veche înainte să iei pe lui Radu? Le iau de la oamenii cu care mă joc, G22. Ținta mea pe care o dețineam înainte a dispărut, cumva nu mai funcționează codul de la ea. Nu știu de ce. Prin urmare, nici mie nu mai îmi funcționează, astfel că nu mai am propria țintă și fix acum voiam să mai dau Discordul lui Mystic, care în continuare oferă acolo suport. V-am mai dat încă o dată Discordul lui Mystic dacă vreți să intrați. Nu uitați să intrați în clan, că de-aia eu m-am jucat acum să pierd de-l-o doar pentru a intra voi în clan. Deci ați văzut cum se joacă. Vă rog să intrați, să ne strângem cât mai mulți. Până la urmă aveți șanse la premii destul de bunicele și why not, dacă tot încerc eu să ofer premiile astea și în bani cash, eu zic că merită să jucați, să zic astfel, pentru clanul nostru. Super Hori! Risabu de 3 luni, mersi frumos, bro! Oh, 3 lunițe! Cum o să ai îmbătrânit, Super Hori? Ca ai să-mi dați codurile voastre să ne jucăm și noi de pe contul ăsta mai așa. Și vreau 2 membri cu 2 abonați. Bine, acum dacă aveți abonare sau nu, asta nu mai știu să zic, dar... 2 membri cu 2 persoane în chat. Serios, a câștigat Ganicus? Da. Da. A tras Ganicus de... Zici că doarme în CS, Ganicus. Ganicus nu doarme în Minecraft. Ganicus, de fapt, e toată ziua în CS, dar nu știm noi adevărul. În curând, Ganicus în FPL și ai nebunit. Nu, deci a tras Ganicus iar de... Bă, înțeleg, m-a bătut pe mine, bă, dar și pe Zuza Andrei, deci a fost pe val rău de tot. Eu l-am întrebat, ai băgat niște respawn, ceva, niște boss înainte? Nu, n-am băgat nimic, eee. A tras Ganicus de... A rupt. Partea amuzantă era că... Când am, i-am luat... Nu, cum a fost? Când... Când m-a bătut pe mine Ganicus, mi-a făcut comeback, spam-au în chat câteva persoane că... Mă rog, copilaș, vă dați seama, Ganicus face streams, n-ai face streams, n-ai, nu contează că delay-ul era de 3 minute, ceea ce vedeau Jaxi cu Palaș față de ceea ce jucam noi, dar spam-au acolo că Ganicus face streams, n-ai, că i-a dat comeback, nu știu ce. După care când a câștigat eu versus Teo, Teo de face FIFA, îmi spamau mie că Antonia e pe live, face streams, n-ai cum să-l bată pe ție. Și am făcut acolo, noi aveam o discuție pe Discord, practic în care ne memam unii pe alții. Și trimiteam toți poze, că eu îi făceam streams, n-ai blu Teo, Ganicus îmi făcea mie, so what the fuck îi făcea lui Zuzu Andrei, deci tot era chat-ul ăla. Ai, doane, 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 scoatem dust-ul ăsta, urățenia naibii. Bun, guys, puțin non-prime, da? Opa, a ieșit Kinder-ul cu surprize. Suntem 5, suntem 5 all good, I think. Ia să vedem dacă intră Kinder. Mamă, oh, uitați-vă la mine! Eu sunt James Motanu și uitați-l pe Kinder. Ia, mai reintră? Ați văzut că avea poză cu un husky? Cred că e husky. E husky ăsta? Cred că da, 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 da. Păi are ochii albaștri. Hey, Kinder, do you wanna come back or... Gata codurile, gata codurile, chat imediat, dacă nu-l răspunde, in-game. Sperăm să ne funcționeze microfonul totuși in-game. Hei, Kinder, nu mai reintră? Salut, Fernando, salut! Poate să-i dea cineva alt? Oh, cum a fost Matrix și-a picat la simulare! O să uit. Mo, ce ai făcut, Puci? I-am luat timeout.
Am și sori, stăpâne. Hei, Kinder. Ce ai făcut? Ai jucat pe server comunitar. Moara cu bulan? Asta a picat la simulare? Wow. O să fie bine. bun. Asta a picat mai la simulare. Dar când, în anul meu de bac, cred că a picat Moara cu noroc la Mate Info. Parcă. Nu, a picat poezie la... ce ai ieșit și Rise? La simulare parcă... Bă, dar nu și nouă la simulare ne-a picat Moara cu noroc. Stați, nu nouă, la Mate Info, parcă. În fine, Moara cu noroc este superbă. Superbă. Ok, nu știu ce fac băieții, aparent n-au chef să mai joace cu noi. Fix cei doi... cele două persoane pe care le-am luat din chat. De fapt, nu. Trebuie să mai dau ad la un membru, că Rise avea membership. Hei, Rise, ce-ai pățit de ieșit? What m-a scos? Huh. Am niște emoții mâine la mate, să nu mai zic miercuri la fizică. RIP Super Hori 2003-2021. N-aveți o zi diferență între ele, Super Hori? Sau din cauza COVID-ului vă cheamă de pe o zi pe alta? N-aveți o zi diferență, bro? Yo! Sexoaso! Ce faci aici? Ce sexoasă ne-ai intrat în lobby, ați văzut? Era... cât balconul meu! Nu am scris nimic, dar nu-i problemă. Cum să nu scrii nimic, măi? Nou pas, mâine și miercuri sunt simulările. Wow. Nu mai aleg membrii high-tech, că i-am dat înapoi lui Rise. Să vedem dacă poate să intre. Rise, îți permite să intri în lobby sau te invit în următorul meci și iau pe altcineva? Mă las de CS, spune Carol! Doamnelor și domnilor, Antonia Nacăl, viitorul terapeut. Ah, ok. Viitorul terapeut al CSGO-ului românesc. Carol, te fac bine după ce termin live. Mulțumesc, Mystic again, man. Doamne, dar mi-a donat foarte, foarte mult. Ok, hai că au intrat băieții. Doamne ajută. Doamne ajută. Mirce, asta e că îi invitam tot pe aceiași oameni, că nu știu ce îi scotea. Și așa e slab Carol, spune că atuțin. Time out. Chiar mă las de CS. N-ai problemă, îl trimit pe James pe avion până la tine în UK și o să-ți treacă. James este antidepresie. Dacă sunteți stresați, în depresie sau supărați, îl chemați pe James la voi. Bun. Hai să mai ascultăm și noi o melodie. Oh, știu! Vreți să vă arăt că o să joc extrem de bine după ce ascult această melodie? Pentru că n-am ascultat-o de 3 sau 4 săptămâni? Hai să facem și noi 1000 de like-uri! Everyone. Caută pe internet întrebarea Andrei, când bă Andrei, adică că nu e nimic. Intri pe site-ul ăla. Avem și noi meci sau sal? Everybody dance now. Dance. Când are liber James în program? Nu știu. Dance now. Dance now.
Put on chore. Lego. Cu diferența asta între rancuri jucăm și noi diseară. Ho-ho. Sperăm să ne găsească meci. De ce joci la non-prime? Că e membru și nu pot să-l dau afară. Câți ani ai? Mulțumesc, Ștefan! 20! 10 pe un picior. Știi cum acum poți să schimbi contul de Steam pe Faceit? Trebuie să... adică n-ai cum, practic, să zic astfel. Trebuie să-ți închizi contul vechi și să-ți deschizi unul nou. Curazelul. Nu merge să faci trade între ele, gen doar să schimbi Steam-ul și să te lase level 10. Când e n-a călcat pe 28. De ce nu-ți comentează worthy match-urile când o să ajung la Major? Nici eu nu mă cred. Everybody move, move. Mamă, ce-au vorbit aici oamenii ăștia? Crize, ai tot setup-ul meu, atât periferice în descriere, cât și PC-ul. Can you stop this fucking music, please? Ce dispari? Pariu pe 5 lei că dăm decodați? Nu, pe 5 lire. Cam vrei 5 lire cu super chat-ul. You own it now. Ok, gata. Asta a fost tot. Asta e toată muzica. Nu-mi place melodia asta. Așa, reascult muzica de pe vremea când trăgeam bine. Ca să mă trezesc. Antonio, sunt în depresie când poate să vină James. Nu știu, trebuie să-i verific agenda lui James. Cum mulți ai de la FPS-uri? Atâta așa. Net, graf, post 3. Posă. Pentru 2 e parcă mijlocul și 1 e dreapta. Net, graf, cu osă, foz. Adică... Să rămânem, auziți? Schimb parapap. Mă aud? Alo? Alo? Rip. Mă aud? Mystic! Respect! Respect, bro, cred că trebuie să-mi cumpăr microfonul nou, că ăsta a luat-o pe ulei rău de tot. Open sound settings. Stați puțin, guys, că pleacă trollul. Skin parampap. Probă? Nu, no, până nu o să dau restart la counter, nu o să funcționeze. Ok. Hai să luăm prima rundă, dăm o pauză. De fapt, nu dăm pauză, ies pur și simplu eu și... o să mă auziți, guys. Antonia, m-a ajuns la test. Uf! Depinsând de calificativul pe care doriți să-l luați, domnule, căci probabil nu o să mai țin minte absolut nimic din ceea ce aveți dumneavoastră la test. Ziua ta de naștere, 19 octombrie. Mai am până la 21 de ani, dar nu mă faceți bătrână că mai am. Go, 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 gadget, go! Deci, ținta pe care o am pe contul ăsta este cea mai genială. Trag cel mai bine cu ea. Haide, sar, sar tu! Nu puteam să vorbesc cu el. Kitchen. Oh, plantul la mine. Cum a ajuns bomba la mine? Așa, așa, o secundă, guys, o secundă, doar să poată să mă audă și cu echipierii. Revenim în meci. Vreau 10, dau test la chimie.
De câte ori să vă mai povestesc faptul că eu am urât chimia și fizica și la un moment dat la chimie am luat 1.40 într-un test? De câte ori, bro? De câte ori că mă fac de râs aici? Deci n-ai cum! Nu există! Am avut... Mulțumesc frumos pentru suport! Deci 1.40 am luat la un test la chimie, guys! N-ai cum! Nu mă bate nimeni la asta! Să aveți o zi mirobolantă nuclearilor, vă pup de nu vă vedeți, mulțumim frumos, mama, păi cred că și, până și eu aș vrea pupic de la Patricia, adică nu se supără nimeni dacă ne pupi, Patricia, să știi. Mulțumim frumos, săptămână minunată tuturor, by the way, și să vă îndepliniți toate task-urile din această săptămână pe care vi le-ați propus. Da, deci eu am fost dușman cu chimia și ne-a venit o profesoară foarte strong, așa, femeia, toate testele miroseau doar a tutun. Deci și ea, în general, mirosea doar a țigări, era ceva de neimaginat, adică nu știu, mi se pare ca femeie să puți a țigări, nu dă prea bine în CV-ul tău de domniță, domnișoară, mă rog, dar domniță ea, și era foarte așa înțepată. Bă, noi eram proști făcuți, bă, pachet, toți eram proști, ne cerea niște chestii de la noi, de ne uitam la tablă, nu știa unul să răspundă. Și era să lase, printre care și eu, 20 de oameni corigenți la, pe primul semestru. Uite-o dacă face la pic. Deci, adică așa era. Teroare, mă, teroare. Când venea ora de chimie, dacă noi chiuleam toată clasa la chimie, când auzeam că dădea teste fulger la clasele celelalte, pentru că noi aveam ultima oră, chiuleam toată clasa la chimie, voi vă dați seama, a fost jale, măi, puci, jale, rău. Da, și să-i... Oh, never mind. Retrage-te, puci, dă-l la... A, spate. No, și Conda nu ținea din sters, mă. Am la doilea română. Mă, română ca română, că până la urmă poți să înveți, știi, spre exemplu, uite, iei culegerea de matematică, iei culegerea de română, mai poți să înveți și tu, sau îți explică mama, tata. Bă, dar la noi, deci n-avea ce să... Și să-ți explice, nici părintele, nici maicuța, nici preotul nu putea să-ți explice ce cerea femeia aia de la noi. Deci nici nu știu să vă zic măcar, adică atâta, cu atâta am rămas eu de la ea. În fine, și pe primul semestru v-am spus, deci era să rămânem 20 de oameni, a pus să învățăm ceva formule, la 200 și ceva de formule să îi le spunem. Cred că unul sters, sunt alb. Nu, no. A tras în... Ultimii doi, a tras în al meu, mi-a dat mie capul ăla. Da, și mi-a dat, nu știu, acolo cred că mi-a dat un 10 ca să pot să trec de pe primul semestru, iar în al doilea semestru și-a dat seama cât de proști suntem și ne-a dat să facem două proiecte și ne-a lăsat în pace. Dar la testul ăla, deci 1.40, măi, cu un punct din oficiu să iei 0.40 și... Deci... Toți eram până în 3 s-au luat. Deci nu știa, mă, nimeni chimia. A fost varză, rău de tot. Ar trebui să-mi aduc prietenele din generală, Iulia cu Anca, ar trebui să le aduc un live să povestim întâmplări din generală. Cu Antonia, Iulia și Anca. Hai să ne băgăm pe aia, guys, să câștigăm. Gata, am tăcut, nu mai povestesc nimic, că nu mă pot concentra. Go, Rice. Mamă, dar mă împingeți mereu. Sai default. Mental, bravo. Nu știu unde e. Stealth. Cred că stealth. Mamă. Poți să plantezi puțin? Poate. Ah,
Oh, fuck, am crezut că ești încă short. E încă în dreapta, probabil sters acum. Nice try. Oh, de ce m-am bătut, nu știu. Dacă nu ai profesor bun, nu înveți chimie. Prea mea, nu cred că există profesor bun sau rău. Ci cu toții își știu acolo materia. Asta e diferența. Că fiecare își știe bucățica lui și toți sunt buni pe ceea ce fac ei, doar că nu îți, nu te fac pe tine să fii curios, știi ce zic? Gen, nu au chestia aia să te atragă, să-ți placă, să înveți de drag. Asta e toată diferența, adică, uite, stai să mă gândesc la o materie la care efectiv, uite, la civil, uite, îți dau exemplu facultatea. Măi, eu la civil. Deci, în semestru 1, anul 1, am avut un profesor, măi, depus în ramă, și că era Cupidon, arăta precum Cupidon. Deci, învățam de rușine și îmi plăcea felul în care, mă, dar toată lumea mă blochează astăzi. Deci, felul în care ne preda și cum părea atât de pasionat omul de materia lui, mă, făcea și pe mine să fiu pasionat, aoleo, mamă. Și... chiar dacă nu neapărat înțelegeam totul de la clasă, pot am învățam de drag, așa, cumva, de obraz, dacă mă întreabă ceva să știu. Înțelegi? Adică, cumva, cred că acolo e diferența. Bună dimineața, să treci dulceața! Neața, logic! Neața, neața, neața! Și, de asemenea, asta se aplică și la școală, adică, dirigul nostru era de istorie. În clasa 8 am avut un domn diriginte de istorie de care m-am spus că era gay. Și era foarte, foarte drăguț, mulțumesc, logic, era foarte drăguț cu noi. În mod permanent, el se gândea cum să ne scoată din frustrarea aia că ok, avem examene și trebuie să fim puțin mai degajați, că nu e sfârșitul lumii, indiferent de nota pe care o luăm, că oricum toți ajungem la liceu și așa mai departe. Păi și omul non-stop, mamă, dar ce trag ăștia, mă? Omul non-stop făcea numai glume cu noi și nu aveam ore de dirigenție, aveam ore de spus bancuri. La istorie ne lăsa să învățăm pentru matematică sau română, adică și zicea, hai că de data asta peste două săptămâni dați test, trebuie să faci și puțină istorie. Și învățam de dragul lui, nu că te interesează pe tine istoria în clasa 8, că nu te interesează, te interesează matematica și română, dar învățam de dragul lui. Deci fiecare profesor e bun în felul său, dar trebuie să te atragă cu ceva acolo. O fărâmă de, nu știu, pasiune pentru materia sa. Hai să câștigăm, că am vorbit atât de mult de... Mi s-a uscat și gura. Steel Under Palace. De unde trage? Ce face al meu, mă? Nu mai e acolo. Bravo. Jungle și con. Dau flash pentru jungle. Și plus unu unde? Grijă, rampă. Oh my god, sărisem, scuze de he. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, că eram... îmi stătea inima dacă mureai. Măicuța domnului. Bine, bravo. Bravo, bro, bravo. Da, ne-a scos al nostru rând dacă eu eram moartă. Baftă la veci ori doi. Să trăiți, domnul. Dacă mi-aduci o pernă acum, cred că... oare nu puteți face ora de nani pe live, așa, gen, ca la grădi? 2 ore în șlapă. Da, eu nici n-aud la ora asta, pe cuvântul meu. O, stări și pe ăsta, bă, dar sunteți nebun la cap, v-a lovit steluța de mari, de luță, sunt unul HP, ăștia sunt nebuni, s-au pastilat de dimineață, au tras. Ați văzut că Bromania a fost prins drogat la volan? Să că mi-am adus aminte, am văzut pe TikTok, nu știu dacă e adevărat sau nu. Hai, echipă! Conectul amândoi, 1 minus 73.
A conectat amândoi bine. Bravo, Loki, bravo, Livia. Eu nu mă bat cu un HP, că eu mă împiedic de scările astea și mor. Dau un drop? Nu, okay, suntem full. Nu. Hai la B echipă, că deja ne-am cam făcut vizuină pe aul ăla. Care-i treaba cu clanurile? Pe scurt, joacă pentru clanul meu, bro. Fii un nuclear. Știi și germană? Ich bin Antonia. LHP la jungle 1. Ich bin Schweizeniare alt. Okay. Ich liebe dich. Gata. All good? Asta-i tot. Aoleu, e sub. Să meargă unul casă, planteze casă. Sau, a, e, ești nice. Era gunoier. Was ist das? Poți să primești un drop? Tramvai, it's been zid germană de baltă, dar merge. De ce dai clanului Werty? Nu înțeleg. Păi Werty mi-a făcut promo la clanul meu. Aia este întrebarea. Guys, clanul nuclearilor. Best choice in life. We do not need flash. We need only craziness. Păi mai nimeni pe au ăsta? Da, n-ai bătă treabă. Unde-i mă adversar, mă? Yo, șmeachere, vin o cu bomba. Nu știu, cred că under. Nu știu de unde mă. Top mid. Top mid și ălalalt ce face? S-a pierdut pe hartă. A luat trenul spre altă țară. Unde e ălalalt? Ahoi, ahoi. Ahoi, doamne, ahoi, ahoi. Ce mă o să ai? Jay Procofir. My love. E viața mea, mă o sus. Jungle minus 73. Păi și adversarul celălalt? A, celălalt unde era? Când l-ați bătut, n-am văzut. A venit pe smoke. Ce skin ai? Deși nu vrei să-mi drop de rog. Mersi. Poți să iau eu skin-ul ăla sexy, te rog? Am plecat. Ușor cu accentul din Republica Moldova. Să nu faci de râs, să faci chinul cu el. Yes, ma'am. Marci, m-a dat la putica unde nu mă uanta. Ce forță am avut. Și un shot. Hai, bă, odată. Nu mai am guanți. Oh, mă. Încă shot, Ando. Jungle, pardon. Jungle, aveți că... Bătă jungle-ul. Cred că e unul leader. Nu așa un feeling. Info. Tetris, scuze. Mă
mamă Dacia, s-a tras Antonia. Ai tras ca mamaia. Și mamaia trăgea mai bine acolo. Neața, Ionaș, bună! Salutare, guys! Bine ați venit pe live! 1000 de like-uri, doamnelor și domnilor! Archei, oh, bai, Antonia n-a călpe băiatul ăsta, fiți atenți aici. Hai, bă, că nu iese ăsta la sters. Nimă! Bă, cine mă ăsta, Patrocle? Trăgeam după el și te-o luat pe tine. Da, eu nu înțeleg, nici n-am văzut că s-a întors măcar să-și miște arma spre mine. Dar de 50 de ore, Anto, ce vrei? Și eu chiar nu înțeleg că nu s-a întors spre mine, nu pot să pricep cum ce glonț, s-a dus glonțul în dreapta, a luat traiectorie. A backtrack. Mi-a fugit capul la spate după glonțul ăla. Ne dai și nouă drop. Opa. Ce-mi dai RPG-ul? Tramvai is beat in zid cu pauză. Ce nebun ești, un sters trecut. Cavro. Plus, bravo. Plus sters, mai unul. Da, mă, ăsta mă știe în smoke, eu sunt pe shift. Bomba e în top mid, că sunt unul conector. Nu, Olivia, trebuie să l-a ajuns pe-al tău, că... Pui de Livia. Livia prăjit. Tă. A, tu jur, ce-ai jucat față de alți oameni săraci? Sunt câteva persoane pe canalul ăsta, doamne. De n-au jucat în 3 luni, n-au jucat odată. Georgiana, te-ai avut o zi doar pentru femei. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Una-i mama la copii, Livia-i pofta inimii. Fă ce vrei, puicuță. Best call ever. Livia la rotisor. Salut, Shadow. Până la cât faci live? Să nu fie pe aici, că e bomba aici, aproape. Până câștigi 3 meciuri. Livia, cumva ești cenușărea sa? Ți-ai pierdut papucul, nu? Ți-ai pierdut papucul în spate. Trebuie să te duci la papuc înapoi, că oamenii probabil nu l-au văzut. Nu se prinde gluma mea. Caut prinț atunci, vă rog. Oh! Nu, glumesc. Sunt România din CT, nu e problemă de război. Săracu Ion Zăpadă. Oh. Terminacă, te rog, mersi. Mă duc să îl lipsesc pe ăla din palat. Pardon. Cu ce clan te bați? Bătălia clanurilor, scuze, puțin a derapat limba. Are loc vineri de la ora 5 până duminică la ora 5 și finala este la ora 6 duminică. Deci, guys, abia atunci ne batem versus alte clanuri, până atunci trebuie să faceți puncte ca să putem să ne batem versus clanurile alea. Să nu pușeze palatul, ai grijă. Yes. Ce fac mă ăștia, mă? Ce e făia noastră pe și... Kitchen. A plecat toată familia la voi. Eu zic să vă întoarc. Ah. Oi, am crezut că tu ești în spate, bă. Bă! Tu! Tu! Doamne, cum l-am ratat pe ăla, nu știu. Deci ăștia trag pe rând câte două, trei capete, știi? În fiecare rundă câte unul. O dată dă unul, două, o dată dă unul, două sau cum? Aia zic. Runda trecută. A derapat limba asta, o notezi de la Wordy expresia. Deci unde pot găsi doi echipieri pentru Knuckle Cup? Da, intri pe hub-ul nostru, Shadow Nuclearii, și cauți acolo, dai plus around everyone 2 Knuckle Cup și o să-ți găsești cu echipieri baștani. Hai, tare, peste ei. Oh.
înțeles. Aoleu. Era prea evident că a făcut omul 3 kill-uri într-o rundă și până acum n-a făcut numai 5 în 12. Aoleu. Vreți să mergem direct la tăiere? Dar ce să facem, Ando? Nu știu, poate îl scoate unul cu flash. Mamă, dar ce s-a renervat așa dintr-o dată? Da, de ce... Nu dăm seama ce scriu. V-ați enervat, dragă. Fanul numărului, stăție și român. Hai să jucăm. Hai silent. Fai, mamă. A intrat palaș. Când e n-a călcat pe 28, am mutat n-a călcapul pentru că pe 26 o să aibă loc un turneu super bet. Are anti-flash în cheat, nu-i problemă. Există așa ceva? Stai! Deci pe Face It Hub, da. Există... Aia are spin body cu spatele la noi. Nici nu mă mai mici din despawn. Care era aia cu fimiar scârbă, nu Gina? Era alt ăsta care spunea fimiar scârbă, o altă interpretă. Uai, ce stă pe limba? Nu, nici nu mai știu cum o cheamă. Luminița ce... Ah, da, luminița, da, da, da. Fimiar scârbă. Aia, da. Da, acolo Shadow, da, da, da. Am totuși, știi cine sunt? Fallen, Fallen, același om, nu? Exact. Omul. Hai toți pe A, că nu mai are sens, că oricum are, se uită în jos, n-ai ce să-i faci, e imposibil. N-are unul dintre noi cod. Hai că îmi pune un cod la 7000 de ore. Stai că e unul care se uită în jos și ăsta al care are aim doar. Dă report să se termine mai repede. Dar e picat Overwatch-ul, domnii. Degeaba dai reporturi. Păi useless report în momentul de față. Useless. Și asta Katsuki. Ești copil de ăla de se roagă. Mamă, îi face bully Loki. S-a enervat Loki, guys. Și eu m-am enervat tanto. Na. Ce faci, fata? A, ne trage din spate. Acum au scos. Da. Cum adică picat? Adică nu funcționează. E picat înseamnă... A, nu, funcționa. Cred că are bypass și nu poate lua pan. Iertați, eu v-am spus că într-o zi o să mă vedeți cu coduri, să nu-mi spuneți mie cuțu atunci. Bă, mie doar să nu-mi iau bani pe contul mare, atâta, că... Sau știți, cred că îmi fac un calculator nou. Pe care să mă juc să-mi fac un cont doar de cheating. Și că prind ăștia... Cod versus cod, frate. HVH, păi ce, suntem aici ultimii proști. Mereu jucăm cinstit. Haide că ai curul sexy. Să te invit să joci, să faci coduri pe Facebook dacă vrei, nu știu de astea. Unu con. Are la cheat și anti-flash și anti-smog. Nu știu cum funcționează, dar nu, e greu, te uiți la 3 tutoriale, ai învățat să folosești codul. Dacă pot, băieții ăștia. Pot și eu. Of. Dar eu nu înțeleg, au jucat cu cod și acum nu mai joacă cu cod, au vrut doar să ne amenințe sau ce, și-au lăsat doar wall-ul. 4. Unul stânga ta.
ăla era. Nici n-am văzut că e bomba plantată. 6000. Cum pot intra? Ai primul link din descriere, Shadow. Ai grijă dacă vrei să joci cu cheat, să nu ai număr de telefon? Păi nu-mi leg număr de telefon, că n-am... Ceaiul, ceva? Da, deci fii atent. Eu, mă apel copil tembel, eu mă joacă matchmaking la non-prime, Rise data viitoare dacă n-ai prime te-am spart, că de 7 luni n-ai prime, dar de 7 luni ai membru. Deci eu anulez membru o lună și ții prime. Nici nici nu știu unde e, dar ce să mai zic. Aoleu, l-am bătut prin smoke? Mamă, vezi că bagă din nou codul ca să s-o... Mamă... Te strâng eu de pe jos, coleg, nu-i problemă. Îți trebuie 2 metri de 3 fără și cam 130 de kg. În 7 luni își făcea prime-ul din level. A, corect, dar chiar, Rise, tu nu te prea joci cu ăsta că ar fi trebuit să ai prime dacă jucai până la rank. Mă joc doar face-it, nu mă joc mai matchmaking, că m-am fost de merge, dar mi-am pierdut rank-ul. Eu nu știu de ce nu joci matchmaking, ca să-mi faci mie viața grea. O, mă, torpilă! L-a băgat înapoi. Eu nu știu ce mai stați ascunși, că oricum omul are wall-ul activ, adică chiar dacă nu le are... Aolo... Fanul lui Ice Silent. M-a dus să-i dau dislike la următorul video. Jur, mergem toți. Și lăsăm acolo comentariu, fanul tău a jucat cu coduri versus mine. Aolo... Oricum, dacă nu are wall cheat-ul, trage singur. Ah! Păi el joacă cu coduri și el ne acuză pe noi că jucăm cu cod? Sau că eu nu înțeleg. Nu, dar nu trebuie să-ți faci nervi cu ei, chiar nu trebuie. Doamne, a nebuni... A nebunii salcâmul din el, e la pubertate, cred. Bă, P90 era calea, trebuia să spamăm toți cu P90-ul. Nici măcar pe n-ai. Baby Yoda. You've been a good baby. Da, să rămână pentru meci. Gigi, mai plăit. Să nu-mi dați dislike. Că nu-i vina mea. Mamă, aplicat ta! Oh, da, mai merge, mai merge. Unde la Ion vreau să mai facem. Dacă are spinbot, trage codul singur. Acum a scosese spinbotul, da, și când s-a uitat în jos. Păi, când-i păpășa că se uită în jos, eu știu, gata. Soarta mea nu poate fi schimbată. Ok, guys, hai acolo cu codurile alea, faile. Doamne miluiește, vă rugăm frumos să jucăm și noi un meci la Prime dacă este posibil. Dacă nu-i posibil, Și pe mine mă cheamă James Bond. What? Băi, mi-am găsit fratele de mult pierdut, guys. Doi membri. Avem doi membri care sunt doritori a juca? SWFMV H4GJ. Good job, man. Plus ult. Mamă, plus la ultimată. Frumos. Nu ne aici cam fără prime sau ce-ai scris? Știi povestea cu bufnița? Nu știu, doar bancul ăla cu bufnița. Cu două bufnițe stau... cum era asta-i? Două bufnițe stau pe o cracă. Una spune că către cealaltă. Vrei să te sperii? Aialaltă zice da. Buhuhu. M-am speriat. Asta e tot ce știu legat de bufnițe, îmi pare rău, a fost foarte cringe.
Dar asta e tot. Asta e tot. Ia uite, mă joc cu Alexa Junior. Ce faci, Alexa? Asta a fost poza aia de meme pe Nexus, Nexus Media, cred, Instagram-ul. Until we got... Socate, spune, băgați un like și un subscribe, băieți și fete, zi bună, zi bună, Socate, mulțumesc frumos! Guys, băgăm și noi acolo butonul acela de like cu 1000... 126, 28, 329 de oameni care privesc cum eu mor de la citări. Vă pup. Știu că vă place să mă vedeți suferind. E ok. E ok. Lasă că vă fac eu bully când o să dați și voi decodați. Când o să veniți în cea și o să spuneți, am dat decodați, o să zic a-a-a. Ha-ha. Și tu ai râs de mine. Le știi povestea? Nu știu nicio poveste cu buvniță, să le zic. Chiar asta ți-a zis, ăla e singura chestie pe care o știu legată de buvnițe și că buvnițele au genunchi și piciorușe. Asta e tot. Copiii sunt normal, Andrei. Mamă, Didu, ți-ai luat timeout. Suntem cinci. Mystic nu se oprește! Mulțumesc, Mystic! Am dat decodați. Ce mi-au dat cu bot lagul. Ha-ha-ha. Nu mai sunt în Nexus de vreo 10 luni, Pantera. Cred că fac un an acum, cât de curând. Caută pe YouTube povestea cu bufnița. Povestea cu bufnița. Ce pizda, mă, ți-ți trebuie povești la ora asta, dracu, să iei de copil, ne-a stâmpărat cămașul în capul tău de prost. Du-te la mătă, am pizda, mă. Hai, bunicule, ta, ce urât vorbești. Bine, mă, hai că zic una, tu zic pe aia cu bu... Stați că nu puteți să vedeți, what the fuck is this Romania? Three cars of police? Pe aia cu bufnița, o știi? Vai, bunicule, ce bine, chiar nu știu pe aia cu bufnița, spune-mi. Chiar vrei să o afli pe aia cu bufnița, ai? Bufnița își pula în gât, e handicapat, ești copil prost. Semin cu pula, băgăne-și pula. Aoleo, cringulescu, al Dorian a apărut aici, alegeți, remember this, nu-i posibil ca asemenea agenda să aibă așa puține like-uri, gata, bro. S-a rezolvat și cu like-urile. What the fuck? Dar ce e asta? Cremă de... What the fuck? Jesus Santa. Oh. Da, băiatul ăsta din ce? În ce oraș stă? Că văd că are niște lucruri aici postate. Ramona în club. Asta e Ramona lui Andrei. Am plecat, mă duc înapoi la matchmaking. Are Werty event. I-am dat like. Hai să-i facem 100 de like-uri lui Werty. Hai să-i facem și lui Werty 100 de like-uri. Dacă tot eram pe aici prin zonă, gameplay. Hai să ne băgăm înapoi în match-ul nostru fantastic. Alo? Să română. Oh, neața, mamă! Ce faci, James Bond? Care-i petura astăzi dintre noi doi? Crezi că eu vine? Oh, dar trage ăsta... Are unul fes, guys, vedeți că are chef. Ăla cu fesul. Antonia, mai vrem școală, salvează-ne!
facem școala de videoclipuri pe YouTube. Povestea Bufniței e legendară. Tu îți dai seama că videoclipul ăla are 12 ani și eu n-am aflat în viața mea de el? Nu mai fac live-uri pe Twitch, Ion. Nu, 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 o să facem aici pe YouTube. Luca, bine venit în familie! Cum îmi iau timeout? Nu știu. Probabil dacă spamezi, îți iei timeout, Raul. Cam așa, asta fac moderatorii mei. Mulțumesc frumos, mersi mult, Luca. Bine ai venit în familie. Welcome, welcome, welcome. Neața, Just Dark. Să-mi iau poziția de tryhard. Bine ai venit, Luca, în familie. Let's go, Misty. Baftă la meci, mamă, și acum când o să câștigăm meciul, Mystic o să fie cel mai happy, jur. Se bagă Ivy. S-au băgat unul CT deja, doi trecuți. Old site. Unu B. Trecut la B, s-a dus W, grijă plus. Bravo, plus. Hai, Ioana. Maria, Ioana. Tu ești campioana. Nu? Oh, bine. Maria, asta e kill-ul tău. Îi dai dry cooker. Bine! Easy for instance, uter, uter belt. Cred că nu o să-mi iau Ion. Copyright-ul nu-i problem, să nu fie strike, gen. Neața, curcă, dar probabil o să ștergem live-ul dacă facem chestia asta. A stirat chiar acum, facem. Bună, Robert, foarte bine. Junior Alexa TV, da. Tu ce faci? Tu ce faci, Robert? Pe lung în dreapta, Ioan. Bună, Darius. Sisi Baghet. Da, logic, cum a intrat cu noi în meci? Eu ți-am dat invite? Mă, ce bulanes. Mă ții pop, te rog. Am încredere, bas 2. Unul la B. Doi pop. A, da, rush. No, poate și ăla ce a fost fake. Andrei, bună, Antonia, succes la meci. Mulțumesc frumos, Andrei, mersi mult de tot. Asemenea și ție, bro. Săptămână minunată. Bă, dar nu nimeresc cum să mă apucă dracii. I-am dat minus 16, că nu pot să-i nimerești o capul. Ne-a călcat când? Pe 28. Am mutat de pe 26, guys, că este turneu super bet. Lansează-mă pe Ivy, te rog. Mamă, de lor mai sunt cu Cantor în ultimele zile. Push. Mulțumesc, Andrei. Mersi, again. Nu mă lansează nimeni pe rampă, pe rampă pe Ivy. E ok. Lonely, I am so lonely. Now on my own. Mă retrag, Doamne ajută, încă unul are cap. Nu te bate, Pucci. Doi la Ivy, să trăiți. Nu merge ținta, da, nu, trebuie să schimb ținta de acolo. Nu știu ce nu mai funcționează ținta, nici eu nu mai am propria țintă. Nu, dar n-aud bine, bă, sunt și chiară și surdă. M-a luat UERTY mai cu defect. Da, sigur că da, Ion. Zi să-ți dea link de la YouTube-ul lui, dacă poate, te rog frumos. Pop, pop, pop. Minus 69, pop. Hai, Ioan. Ta-na-na-na-na-na-na.
Mă, dar ce repede a tras digul lui Ione acolo, ați văzut, s-au dus trei gloanțe, nu contează că n-au lovit adversarul, dar s-au dus foarte... repede acolo, what the... No, eu sem pe 9 style astăzi, mă scuzați, acum mă duc pe rampă mică. E foarte bun pentru spate, Luca. O să-ți țină spatele super drept. Acum, dacă tu ai spatele deja extrem de drept și vrei să te adâncești în el, nu o să fie o treabă prea... bună. El e menit să-ți țină coloana strong. Ce faci, băi, pucii, băi? Bază, te rog. Hai, mă. La B, se du la B. Go B, go B, go B. Mă rog că e main. E larg. Nevăstui ca Antonia. Scot capul de acolo, zici că-s... Ninio. Site undeva. Pe rampă mare. N-am mâini, scuze. Timp. Go, Ioana, go, go, go. Deci pușii, dacă o țineai, o luai și atunci, dar o iei și acum. Bravo. Popândău. Cuțu, cuțu, ara, ara, ce? Mi-am luat secret, ok. A făcut poze pentru Instagram. Cine? Cuțu? Cine a făcut poze pentru Instagram, bro? Stai că m-ai pierdut. Lego. Oh, pauză. Mamă, își bagă ăștia, cred că... Da... Ați fost o echipă minunată, să știți că v-am iubit, 2-2, am fost echilibrați la scoruri, eu sunt pe tură astăzi, colegul unui pe tură momentan. Dar în cazul în care ne vom lua doar headshot machine de acum, să știți că sunteți frumoși. Atât. Of. Până la când faci live, vreau să fac 3 win-uri astăzi. Momentan am, de fapt, ce 3? Nu am cum să fac 3 win-uri, stai că stau live până la 5 seara dacă vreau să fac 3 win-uri. Vreau să fac un win astăzi, un win. După ce fac un win, pot să mă declar fericită, mă duc să mă fac burrito în pat. Nu, nu azi, nu azi, Ion, mâine sau în altă zi. Deci aici cabinea turneu, mulțumesc, Răzvan. Doamne, da, Robert, cu drag. Hai să vedem, guys. Bă, bă, scară, bă. Ok, smoke de con. Oh, nu, smoke de electric. Unu main. Nu cred că are topul să pușeze smoke-ul ăla. Still main-ul, nu? S-a retras popul? Ai văzut bomba la B pe rampa mică? Ivy. Am văzut cu coada ochiului. Bravo. Jucați împreună, în caz de retake. Coada din ai bilat.
Zice Aurelian, ne pot spune câți euro dolari ai primit cel mai puțin pe un live YouTube doar și nu zero. Păi au fost zile în care au fost zero. Hai că nu-i nicio rușine și nu știu, 1, 2, 3. Am avut o săptămână în care am făcut, o săptămână, o lună în care am avut 250 de euro, gen acum când sunt mare mă refer. Când eram mică, Aurelian, eu fac stream din 2013. În 2013 nici nu exista chestia asta de a dona bani sau ceva. Am făcut în 4 ani de YouTube 300 de euro. Adică de YouTube, de Twitch, scuze. Gen, nu exista chestia asta de a dona bani sau de a oferi suport. Și pur și simplu făceai stream că erai tu pasionat de chestia asta. Deci îți pot spune că 0 timp de 4 ani ai vieții mele... Undeva la 700 de zile, că am mai primit câte un euro sau doi și acolo. Sus, urcat în main. Întrebam și pentru cei care cred că faci mii de euro... Mii de euro lună din YouTube. Dar la mine donațiile sunt publice, Aurelian. Se poate uita oricine cât am făcut din... dintr-o lună din YouTube, adică e ok. Nu-i nimic ascuns. Eu v-am arătat câți bani am făcut luna trecută din membership-uri cu donații, cu absolut tot, adică... Poate să calculeze oricine sau poate să se uite singur, nu-i nicio problemă. Luna trecută făcusem 350 de euro din donații, printre care 400 s-au dus spre prize pool-ul din Knuckle Cup. Și 267, cred că erau, sau 66 din membership-uri. Bye, Carol, spor să ai. GG! Noi, GG! Why a bully? Marasha, friend mystic. Ain't GG. We are going to win. I just need a Polaris from this dudes. Da, dacă ți-ți place ce faci, nu contează suma. Exact. Adică, na, am zis să-i răspund la om că cine știe, eu uite, el zicea că unii cred că eu fac mii de euro. Da, au fost și luni în care, dar aici ai strict suport oamenilor, bro, că nu ai un venit constant. Nu poți să zici că, eu luna asta am propun să fac 5.000 de euro. Nu există. Cât îți oferă polar, nu-i face pic. Cât îți oferă suport oamenii plus partenerii tăi. Pop, ieșit. S-ai băgat, guys. Mamă. Crezi că s-a retras în pop. Hai, James. Mamă, ce punct ai, James? Păi ce punct ăsta? Ia că... Tu vezi unde pui ținta, James? Da. Mamă, e punctul ăla mai mic ca China. Nu, stai că îmi pierd ținta asta mea frumoasă. Stați așa, chat. Unde mi-este? Game, crosshair, share or import, copy or code. Mamă, ia fiți... V-am dat ținta asta de oameni acum, pentru a o avea în amintire. Ia, că cu ținta lui James trebuie să jucăm bine. E mai mică decât prevede Legend. Oi, cred că nici nu o să văd unde... Eu oricum sunt chioară. Cred că nu văd unde pun punctul ăla. Oh, nice try pus. Oh! Ți-ai rupt picioarele. Deci dacă nu HP, îmi spuneai că e și runda. După ce ai sărit bungee jumping din sus de acolo, eu cred că dădeam alte 4. Tu... Ce ai făcut, James? Ți-ai schimbat numele? Aveam și-o un frate. Aveam și-o un frate. Schimb-l ala dacă vrei. Da. După Livia, am uitat că... Mamă, ce mică-i ținta, băi!
și că n-am țintă. Păcat că nu pot să-mi iau membru. I'm so sorry. I'm so sorry, bro. De ce nu poți să-ți iei? Că e... Da, că e doar cu card, probabil, nu? A, mă, că e bună țintă. Care țintă, nu-i țintă. Uite asta, uite ce punct am. Bomba, ați văzut-o? Oare colegul? Pop! Îmi trăgeam funduleț. E un acolo, logic? What the... Și nu era la pop. Îl spargi. Ah, main amândoi. Only note ținata? Uhuuu! Hello darkness, my own friend. Nice try. N-am avut niciodată și eu să cumpăr o singură dată, mi-am cumpărat și o armă. Da, e ok. Mă bat peste ăla pe rampă mică până se plictisește. Dacă îți dai rezoluția cea mai mică, chiar că nu o mai vezi. Punctul ăsta încă nu-l văd. Mi se pare ireal. Cum să joci cu punctul ăsta? Și verde. Măcar dacă era o altă culoare. A, nu, s-a învățat băiatul de data asta. Hai, bă, că bă, doar aș pe la spate. Ce anume? Ce comandă cauți, Antonio? Pentru ce? Eu nu vă ținta. O să mor. Nu mori. Ivy. Bravo. Ua, ce lagare ăla. Mamă, guys, cumpărăm și noi odată toți, că niciodată n-am avut bani. Am făcut o economie de toți... De toți banii, vorba aia. Ce, dacă suntem săraci? Facem împrumut la chat. Ne iau dobândă de 100%. La mine punctul e negru. Salut, Dodo, sigur. Pe live nu se vede ținta, lol. Dacă vă întreabă cineva, spuneți că joc fără țintă. Să-l încolo, mă, minus 23 doar. Nu-i mai fac piglul ăla fără polar, că mai acolo, iese sus pe... paleții ăia. Logic, fii atent. Ivy. Ivy, Ivy. Bravo. Ivy. Main, polar. Fă-i bait, Ioana. Ce faci, Ioana? Ioana, Ioana. E bomba la voi. O aveți în aia. Bravo. Vă dau eu împrumut, hello! Bune, ce de ce? Cum a fost la simulare? Care-s la cafe pe de aici? Mulțumim, Mela, te pup! Eu, Da, da. I have only FAMAS. Here we go. Trebuie să mă răzbun pe băiatul ăla, că m-a scos de prea multe ori. În aceeași poziție face picul, cred că... O să aibă febră la gambe de câte ori a sărit. Ce? Eu nu l-am văzut. Eu... Doamne! Nu mai vreau! Nu înțeleg. Nu, în menie. Nu-i sus pe trend, dar nu știu de nimic. Dat că nu l-am văzut. Și dacă mă uit la reloare, tot nu-l văd.
L-ați văzut pe ăla de unde m-a bătut? Am și o întrebare. Era jos acum? Că nu, nu s-a văzut. Eu... S-a dus glonțul. În focul ăla s-a făcut una cu focul bărbatul, doar că... Chiar așa. Eu ieri am avut la limiata informatică și am luat perfect. Dar nu durează câteva zile până îți vine răspunsul, bro. Da, mă, James Bond, se vede că tu ești James Junior al meu. Pisica puternică. Și dreapta. Wise choice. Nu mai mistic. Stop bullying, Antonia. Nu știu ce am, guys. Chiar cred că dacă mă duc să-mi clătesc fața, dau două palme în oglindă și o să joc bine. Azi AVP-ul tău nu ai voie să-l vezi. Până și AVP-ul meu îmi dă bully. Nu trebuie să ai prime, Dodo, nu. Bravo, mă. Doi Ivy. Unu minus 31. Doi Ivy cu bomba. Așa. Plus, dreapta. Codul în chat, Alex, atâta. Cum te-ai apucat ACS? Pasiunea de... Voiam să joc cu QWERTY. Jocuri comune, în afară de PUBG, că noi nu jucam doar PUBG. Și m-am apucat de CS, practic, ca să mă pot juca cu el. Bine, eu m-am apucat de CS în 2016, doar că aveam 50 de ore, că nu mergea jocul. Prin priza prietenilor m-am apucat atunci, că toți ziceau, hai să ne jucăm Counter, să ne jucăm Counter, doar că eu cu 11 FPS-uri nu prea mă jucam Counter. Ce timing. Păi, dar turnam bani, măi, băi, băiatule, băi. Reciproc. Nu am mers azi până la urmă, aveam la română și s-a întâmplat ceva și efectiv, având în vedere că nu prea mă descurc acum, momentan nu m-am dus și nu vreau că am pierdut și nu cred că am pierdut ceva neapărat. Ah, ok. Ok, și de ce? Tu nu vrei să-mi spui ce notă ai luat de aia unde te-ai dus. Hai. Grijă, Pop, că e nebunul ăla din Pop. Nu. Plus, plus Ivy. Mamă, vrei să-i dai lamă sau de ce veneai așa, W? Eu am alat în joc, da. Unde ținem toți aceeași poziție, băi. O, trebuie să pun o țintă normală, că nu văd ce fac cu ținta asta. Ai, vii lângă tine. CS sau PUBG? CS, e mort PUBG-ul. PUBG Mobile, da, dar PUBG-ul normal e leșinat jocul ăla, n-ai ce să-i faci. Poți să
îi aduci, nu știu, să-i faci incantație, că cred că tot mort o să rămână. Ce rang ai acum pe CS? Merge pe ăsta, sunt Legend Regal Master pe contul mare și level 6 pe Faceit. Ești frumos astăzi, domnul. Aoleo, ce lamă ți-am... Bă, eu nu pot să-l bat pe ăla, ferească Sfântul, că are mereu primul spawn acolo. Ce faci? M-a plătit Valve-ul. Mulțumesc. Mystic, stop bullying me. Ăla a plătit Valve-ul, frate, nu înțeleg. Are mereu primul spawn. Dar ce Dumnezeu, că n-am văzut om să aibă de fiecare dată primul spawn. Și mă îndoiesc că își dau ei mereu AVP-ul la primul care face pic. Că prea... Ori suntem la silver, ori suntem la mama aia. Of. Pe logic, de ce nu-l bate nimeni? Că mă enervez acum. Logic nu mai fi așa bun. Mai mor și tu, că mă faci să mă simt prost. Atât a murit. Minciuni. Vrei pe ăla? A, mi-a dat cineva, sau tu l-ai dat, nu știu. Să rămână. Nu, no, vai, că ocupă prea mult din ecran. Prea mult, e... Oricum, ecranul e încărcat, sunt foarte multe... Să zic astfel... Mamă, nu mai fac pic lui ăla, mă. Plătiți-mă că nu-i fac pic. PB? Da. Nu mai vreau, că m-a bătut de mi-a sunat tapa în cap același om de fiecare dată. 2 lei. Oil. Nu știu ce am chiar. Sorry guys for... For my start today, but... No power. Right by Antonia Nacal. Ah, la weird ai scris, lol. Da, am schimbat, sunt, am schimbat-o. Că nici eu n-o vedeam. Am citit, ce de ce? Mulțumesc că mi-ai acceptat cererea pe Faceit. Eu îți mulțumesc că te vei juca în clanul meu, nu-i așa? Guys, nu-i așa că vă jucați în clanul meu for... for the win. Până la urmă sunt niște premii destul de babane și... Chiar îmi doresc pentru voi până la urmă să le obțin. Opa. Cred că mă apuc de Minecraft, iar am supra-saturație de CS. Guys, facem harta aia pe Minecraft. Știți că v-am întrebat eu, bă, facem o hartă pe Minecraft din CS? Now is the time. Căci mânuțele mele nu mai joacă jocul ăsta. Raș la B? Nu mai zic nimic. Lanțele mele nevăstui ca roc. Amândoi. Nu aveți nevoie de ajutor. A intrat James Bond pe tur acum. Eu am rămas în spate. Da, sunt supii pe mine, Zeni. Dacă tu vrei să mi oferi atât de multă dragoste, fratele meu de pisică. Mamă, dar James Bond când vorbește, parcă e supărat pe viață. No.
Anubis, mersi frumos, de ce n-ai scris nimic, bro? Why no message, bă, don, colo de treabă. Mamă, dar trag efectiv pe... pe lângă. Bine! E, măcar acum la eco. Bă, între trenuri. Asta unde l-aud? L-aud undeva, dar nu știu unde. Bă, unde e asta că l-aud, dar nu știu unde? Vedeți, ai de la mine că... Așteptați. Cuvântul meu că l-am auzit. Undeva eu l-auzeam casă spre mine, dar... Stă la exit, frac, ce face? Mă scuzați, căutam un deagle, eram, m-am făcut miner pentru 10 secunde și am murit. Ioana, nu muri, ascunde-te, Ioana, ascunde-te! Go, Ioana! Lăsați-mă, fata, îmi place. Uite-te la leaderboards, la Faceit pe Nuclearist, este numele ăsta și mă uit să vedem cine a jucat acolo. Da, știu, e foarte dubios ce de ce, dar s-a văzut, s-a văzut. Te apuci de Minecraft modat, da, o să facem, ne facem vilă cu jacuzzi. Acolo pe overpass, facem harta overpass și facem vilă cu jacuzzi. Antonia entering god mode cu Polarul. N-a vrut astăzi, pe mine, dacă mă prinde așa primul meci, dacă mi-e bad, mă întristez, efectiv, e o chestie psihologică. Nu, no, așa e și conul în cel mai bun moment al vieții sale. Nice try. Bună, dragă Andrei. Hai că am scăpat bine de atât la mate. Bravo, Ștefan. Easy for Ștefan. Hei, echipă. Da. Hai să câștigăm cumva. Hei, logic. Boost us. Rush B again? Oh my god. Băgăm aceea turbo. Turbo ca turbo, da. Bine. Ușa, ușa. Oil. Mulțumim, Lazar. Ce recomanzi, Inter sau AMD? Părerile sunt împărțite, mie îmi place Inter. Stop asking me this. Că oamenii vin și îmi dau bully. Cum să nu-ți placă AMD, Antonia? Nu-mi place. Am avut mai probleme cu AMD-ul. Nu mai o să intre în... înapoi în inimioara mea. Urăsc. Mi-a mâncat 4 ani din viața AMD-ul ăla. Pentru că eram încă elevă și nu aveam loc de muncă încât să pot să schimb. Mi-a distrus copilăria, mi-au dispărut neuronii. Oare pot să ies de aici? Fum, ne-a pușat popul din spate, popul, nu pop. Trecut spre site acum. Și trecut site-ul, nu? Bravo. Ascunde-te după aia.
ai info plus ți-ai save el tău. Sau? Da, old site. Salut, Robi. Am zis că mă uit Dex după meci. Bravo, echipă. Echipa Gainer Girl. Sau echipa James Bond. De data asta. O să țin minte aceasta. Echipa asta. De ce cum vorbești par trist? Aparent. Oh, mă! Minus 61. A pușat, are AK. Oh, nu, 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 nu. Am o logic. Plus ult amândoi, cred că sunt în pop, ca o bombă. Da, amândoi. Nu, Victor, din păcate. Din păcate, chiar îmi doresc. Când mai faci Q&A pe Discord? Păi, cred că am putea să facem chestia asta, că oricum nu prea astăzi, nu prea mișc. Vreți să facem un Q&A pe Discord după asta? Ne băgăm la o vorbă. Neciurit ăla. A intrat cu... SMG-ul după noi. Bravo. Mamă, e în locul lui? Îl așteptam, efectiv. Nu! Cristi cu Tetor zic nu! Aiurea! Deci nu vreți să vorbiți cu mine, aiurea, aiurea. Ce să faci? Aia e viață! Trebuie să facem un match pe live într-o zi Only Girls. Păi, nu m-am jucat Livia acum săptămâna trecută doar cu fetele pe live și a început bully-ul în chat și troll-ul, dar rău de tot că sunteți femei, că veniseră câțiva de ăștia puțin tripați, așa vă zic sincer, adică chiar a fost un live oribil, rău de tot, mamă, deci se luau de fete, nu, de mine nu prea se luau oamenii, că erau oameni ce probabil m-au mai văzut live, bă, dar se luau de ale mele. Și când am făcut ziua fetelor, tot așa, deci tot trollul din lume pe chat. Foarte mulți oameni răi, mă, răi. Se luau de ele că, băi, nu știi să faceți aia, nu știi ce, dar veți până la urmă cu timpul. Da, asta nu știu dacă aș mai face. Că... Ce faceți? Te simți prost până la urmă. Nu, am crezut că e tenis. Bravo, frumos. Antonia, când ești off camera, dai bullying în meciuri? Nu pot să zic neapărat că da, adică știu două înjurături le folosesc. Dă-te în pielea mea, care nici măcar nu e o înjurătură atât de rea, că până la urmă zic să se dea în pielea mea. Deci cumva mă... 50% mă înjur pe mine. Așa, și ceapa ta. Adică nu cred că ceapa ta nu e o înjurătură, până la urmă. Deci... Oh my god! Da, Alain! Oh my god! 15 euro pentru o promovare la un server de... De ce se, bro, da... Stai puțin că... Pușat main. Stai puțin că n-am cum să mă joc o oră pe server. Nu am știut cât să donez, dacă nu am prețuri sau ceva în descriere. Oh, guys, vă dau serverul lui Alain. Nu, o să te trec și în descriere, bro, dacă vreți să intrați pe arena. arena.link-romania.ro. Păi e un nume catchy, adică chiar e un nume catchy. Și server de Discord... Și server de Discord, vi le dau pe ambele în chat, dacă vreți să intrați la băieți acolo să băgați
o arenă corectă, succes vă doresc, mulțumesc frumos, mersi mult de tot, doar că m-ai luat așa prea prin surprindere, să intrăm și noi să ne jucăm astăzi puțin acolo. Da, ca tot, n-am tras ieri la 1v1 precum mi-aș fi dorit să trag, măcar mai facem și noi puțin practice, guys, pe arenă. Bă, dar ba face pic. Ba nu face pic. I-am făcut poză. A zâmbit frumos, vă trimit albumul, foto. A, nu merge link-ul, scuze, da, nu merge link-ul de la Discord, am ratat un A. Nu merge link-ul, gata, guys. Acum, spuneți-mi dacă funcționează. Tocmai mi-a picat Tiger Tooth Butterfly de 1000 de euro. Ia fi atent că vreau și o să deschid o cutie. Așa. De supărare. A, dar pe contul ăsta n-am cutii. Ce să-mi dea două capace? Ce vrei să-mi dai, colegul? Ah, nu vrea să-mi ia nimic, cuci. Verzișor, verzișor, verzișor. Ia, ia, Bogdi. Mulțumesc, ca la Inogin. Oh, n-am nimic de cărot. Ai, că mă duc eu, oricum sunt carne de tuniu. Uite-l pe ăsta, am învățat să sară sus pe... Oh, ce bine am sărit. Sus pe site. Ăla nu moare. Bă, ăla e invincibil, pe cuvântul meu. Eu nu știu unde trag lanțele, la Iisus Hristos. Aștept să vină Paștele ca să mă pot juca din nou. Intrăm în waiting room pentru Q&A. Stai, așa că... Gata, guys. Mă apucă dracii. O să opresc puțin webcam-ul. Permiteți-mi să mă dezlănțui. Așa, gata. O să-mi dezlănțui adevăratele aptitudini în acest moment. Îmi place mult cum ce așa am zis că aici că ar fi cel mai bine să donez. Mulțumesc, Alain, mulțumesc frumos. Da, stai că m-ai prins astăzi într-o zi în care sunt puțin... Asta sunt... Iut! Senzație, mulțumesc pentru... Bro, da stați! Da, nu, așa funcționează promovările de server pe canalul ăsta! Oh my god, again, încă o promovare de server, mulțumim frumos, stați puțin să mă dezlănțui. Hai să ne retragem, că deja stau 5 oameni, ne așteaptă. Unu, spate, 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 spate! Dale că per carmia macarena. Pam param para pia cosa buena. Tantaranta, da, vreau să-mi dau plovărul ăsta jos. Că simt că am mâncărim la gâtulos. Tantaranta, da, mia macarena. Buna mia cosa buena. Tantaranta, da, mia macarena. Macarena. Să rămână pentru donații, băieții. Mulțumesc mult de tot. O să facem promovările, o să încerc să le fac săptămâna asta. Hopa! Le Eisulescu! Dei, bă! Unde? Dă-l în pielea mea, minus 56, bă, dar bine trage ăsta. Cred că te știe. Nu. Zic că nu mai are timp, te rog, Doamne ajută. Doamne! Asta la vista. Asta la vista. Bă, da, supărat mai era James Bond ăsta. Hai, pa. Leaderboard de la Faceit, nu am uitat, hai să vedem, guys. Deci, vă mai explic încă o dată, stați puțin cu spam-ul ăla în chat, vă rog frumos, unde-i Cox? Cred că am avea nevoie puțin de niște Cox ca să dăm și noi drumul la motorașe.
Ia să vedem câți oameni avem în hub pe Faceit. Hub-ul nostru deține... ...84 cu 32... 136... Bă, cât face 84 cu 32? Ferească Sfântul, 115 oameni? Zic că am zis bine, Doamne! 116, mă scuze, îl dau. 116 oameni. Ce trebuie să vă fac ca să vă determin să intrați în hub? Am o întrebare pentru toată lumea. O întrebare întrebătoare. Uite, sper cu 18 pe locul 1 Manole cu 1000 de puncte. Păi mai că sunteți bine rău, Dex, ești pe locul 3. Ah, de fapt, practic, sunteți la egalitate, sunteți pe locul 1 toți, basically. That's nice. Guys, simt nevoia să mai... Stați puțin cu codurile, dacă... ce faceți? Spamați codurile 20 de minute până o să încep eu să mă joc următorul meci, guys? Stați puțin cu ele. Deci, vă mai repet încă o dată. În afară de faptul că acum văd că Mystic mi-a donat 43 de euro. You crazy, bro. Când o să faci un Q&A? Chiar acum. Deci, salut, Optica. Guys, de astăzi puteți să intrați în hub-ul meu. De pe Faceit. În acest hub puteți să vă căutați jucători. În cazul în care sunteți, spre exemplu, 3 oameni, puteți să intrați pe hub, să vă faceți un lobby, să vă selectați levelul, range-ul de level la care vreți să jucați și să vă faceți practic co-echipier, să fiți 5 să fiți 5 într-o echipă. O să vedeți voi cine o să fie pe primul loc în leaderboard. Da, și a revenit Carol, joacă înapoi Canter. Bine, Carol. Deci, practic, vă puteți căuta cu echipieri. Iar pe lângă acest lucru, vă recomand în cazul în care... Ești ceva premii aici? Da. În cazul în care sunteți jucători de counter și aveți, practic, o echipă și dați, în general, Q normal, adică vă invitați prietenii în lobby, încercați să intrați, dacă vreți, de pe clan, pentru că, repet, locurile 1-6 vor avea premii în materie de monitoare, scaune de gaming și periferice, iar de săptămâna viitoare, în funcție de câți membri vom fi în momentul... În săptămâna asta, deci dacă în săptămâna asta o să fim foarte mulți membri și eu sper să fim foarte mulți, săptămâna viitoare o să dau bani cash. Dacă nu o să fim mulți membri săptămâna asta, săptămâna viitoare probabil nu o să mai dau nimic. Asta depinde strict de voi dacă o să intrați sau nu. Nu poți să configurezi timpul cu Faceit-ul. Vezi că trebuie să ai un anumit număr de ore și meciuri jucate. De ce merge să vorbesc pe waiting room? Pentru că ar țipa toată lumea, Denis, acolo. Așa că vă invit să intrați. Pentru că aveți șansa să câștigați, pe lângă ceea ce am menționat anterior, și puncte pe Faceit, anume de la locurile 6 până la locul 15, o să câștigați Faceit Points, iar vineri de la ora 5 după amiaza până duminică la ora 5 după amiaza, Hello Optical, bătălia clanurilor se va da între clanul meu și al lui Werty, clanul meu și al lui Imogen și așa mai departe. Mulțumesc, Mystic! Să știi că 4 e numărul meu norocos. Oficial 44. Mulțumesc mult. Deci, practic, noi, comunitatea noastră se va duela cu o altă comunitate în weekend. Acum, eu vă mai zic doar că nu puteți să jucați în două clanuri. Dacă o să jucați un meci la mine și după vă duceți să jucați un alt meci la Werty, veți pierde punctele din clanul meu. Prin urmare, trebuie să fiți loiali, în ghilimele, unui singur clan. Și also o să mai fie un giveaway pentru toți membrii activi, adică toate persoanele care sunt în leaderboard și au un match măcar jucat în clan, adică practic aici la match-ii să apară unul, vor fi puși într-un document și se va extrage un jucător de acolo care probabil tot așa va câștiga un monitor sau ceva periferice, dar bine, periferice, gândiți-vă că periferice căști Logitech de 10 milioane, 9 milioane și jumătate căștile pe care le am eu, adică totuși nu pot să zic că sunt așa de aici de acolo, adică vă dau un scaun de gaming care e 12 milioane, ar fi, mi se pare culmea să nu intre persoanele, sinceră să fiu, că se depune un efort pentru a obține lucrurile astea, dar eu sper să vă văd în număr cât mai mare. Deschideți cutii de pe CS, nu de pe alte site-uri, că mi-au picat din 1000 de euro 20 roșii și 5 cuțite, printre care un Bat Tiger 2 Factory New de 1000 de euro. Dar
Alain, de unde atâta noroc? Am și o întrebare, că eu am deschis vreo câte cutii, 900 de cutii și nu mi-a picat în viața mea cuțit, bro. Ca să pe premii, guys. Ei și Elo? Da, luați și Elo. Păi eu mai devreme am jucat CRD și aveam plus 35 și pierdeam 16. Bine, evident că am pierdut, că nu îmi stătea mie bine cu plus 35, dar luați și Elo, adică nu vă jucați pe Moca. Pur și simplu, doar jucați-vă, e ca și când vă jucați în mod normal, doar că vă căutați cu echipieri aici sau intrați cu echipa voastră deja făcută, create lobby, mi-am făcut lobby-ul și îi aștept pe prietenii mei să intre aici în loc să dăm Q normal. Și așa urcați în leaderboard, câștigați face-it points, câștigați poate premiile și duminică o să fie finala. Prin urmare, duminică o să contactez, duminică la ora 6 seara o să fie finala, duminică o să contactez, să zic astfel, cum să vă explic, primele 10-15 persoane din leaderboard să joace alături de mine dacă ne vom califica în finală, asta însemnând că trebuie să avem destul de mulți jucători activi care să ne aducă puncte și să putem să dăm finala versus un alt streamer. Dar profit 500 de euro aia e, băi, dar nu știu cum ți-a picat. Mai bine lăsați cutiile cu totul, da. Salut, Maria. Cât mai e gen până începe turneul? Păi, vineri la ora 5 începe bătălia clanelor Dani, dar până atunci tu trebuie să fii în leaderboard ca să poți să obții vreun premiu pe care îl ofer eu. Și ca să participăm la bătălia clanurilor trebuie să jucați, pentru că dacă nu avem destule puncte, nu putem să jucăm în ea. Mamă, Alain, Alain. O, stați, nu intrați că nu vreau să mai dau un meci, cât nu trag astăzi. Nu, n-am mânuțe astăzi. Gata, Antonia-i demolăm. Băi, eu nu știu, chiar sincer, adică gândiți-vă, majoritatea oamenilor dau doar face-it points. Adică, nu știu, probabil veți face, să zic astfel, diferența în momentul în care se vor pune premiile la bătaie de către toți streamerii când se vor alinia așa premiile. Adică, nu știu, eu chiar sper să jucați și să intrați și să vă simțiți bine. Vă dau un link în chat ca pentru invite un clan. Ce ciufulită sunt! O, scuzați, am avut un meci mai prost și mi-am băgat mâinile în păr. 6, furnică. Ok, hai să ne băgăm puțin pe un Discord cu băieții. Hai să vorbim 2 minute pe Discord, că am văzut că tot se dorea acolo. Artificial, bine ai venit! Hai să dăm și codul lui Mystic în chat, guys, cu arena de USP. O, de eu știu arena asta. O, și m-a speriat. Ce urât a făcut! Artificial, de ce faci urât? arenaro.usp.ro, mamă, dar arenaro.usp.ro, așa, este corect, cum am zis, Mystic? Mulțumesc frumos, Artificial, bine ai venit în familie, bro. Hai să vedem puțin pe Discord ce zic cu metri aici. Mamă, câți oameni, mamă! Ia! Bună! Alo, bună. Salut! Nu știu de ce ne-am strâns aici, momentan nu se știe. Ok. Văd că, adică, întrebau cineva dacă mai vorbim pe Discord, facem sesiune de Q&A. Eu fac un Q&A dacă voi mă întrebați ceva, dacă nu mă întrebați nimic, ei, mai băgăm o fisă. Hai să mai băgăm un meci, te rog! Că vreau și o să joc, să încep cel puțin. Ok, mai băgăm un meci, da. Bine. Anto? Da. Eu pot să intru dacă e de la tine direct de un prieten, pentru că eu nu... Nu. Eu nu... Păi nu, dar tu nu-mi vezi codul, pentru că nu mi-apare niciun mesaj pe chat. Cum te cheamă? Ivan Cristian. Poftim? Mulțumesc, domnul Pur Vasile, să înțeleg, aceasta era noutatea, da. Mulțumesc frumos, domnul Pur Vasile. Dă-mi YouTube-ul tău pe general. Mergi okay. Să postezi link? Că mi-e mai ușor să dau click pe YouTube. Știi că vreau să te întreb dacă ai idee? Da, nu știu. Am un M4 pe Helix de 9,51 euro în care trebuie să-l scot. Da. Și îmi zice că s-a întâmplat ceva cu contul meu și pot să scot abia după 7 zile. Care e faza? Probabil ai trade bani pe cont. Nu mă lasă, din păcate. Nu te lasă, aiurea. No. Îți dau cerere de prietenie, trimite-mi în privat. Vrei să fim prieteni?
Let's go! Gata. Ia să vedem. Alo, să trăiți? O, oh, bună. Mă, ce voce! Ai, că ești robot! Mai vorbește puțin. Mai zi ceva. Ce aș putea să spun? Nu, primești duminică seară să trimit premiile cele de... Nu place vocea mea așa, frumoasă? Ești casă. Da, mamă, dar zici că ești robot, dar gen n-ai... Nu că... Ai băgat microfonul ăla. E mărr. Aveți o întrebare, guys, că ci că se ține de Q&A, dar cred că nimeni nu mă întreabă nimic. Eu cred că e o sesiune de matchmaking. Unde vrei să ajungi cu, gen, cu cupele și tot chestiile de genul? Păi... În momentul de față, gen, eu am încercat să fac să arate și cred că aș arăta de altfel foarte bine Knuckle Cup-ul prima ediție. Și acum să vedem dacă o să iasă bine și a doua, asta însemnând să fie multe echipe. Iar pe viitor, luna viitoare, dacă o să fim foarte mulți în hub-ul ăsta, o să măresc premiile, o să le fac duple de 400 de euro, două ediții, adică 800 de euro pe lună. Okay. Și pe viitor încerc, asta încerc eu acum, că de asta am și depus de mult efort la grafică și eu zic că chiar s-a văzut, adică personal, da, grafica e demențială când e Knuckle Cup pus. Vreau să obțin un sponsor ca să pot să am un premiu constant de 1000 plus euro pe lună. Okay. Pentru că îți dai seama, știți, banii mei gen ce scot eu acum. Da, 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 înțeleg. Da. Asta îmi doresc și vreau să fac și niște de-astea mai micuțe pentru oameni să-i motivăm să urce mai mult în level. Cum sunt, cum ai făcut acum clanul, pe viitor ai vrea să faci echipe separate care să joace la anumite turnee sau chestii de genul? Din membrii sau chestii de genul care joacă ceva mai bine? Asta poate să fie, cred că, strict alegerea lor dacă vor rămâne împreună să joace. Asta a fost super mișto în acel cap, mulțumesc, de ce? Acum e foarte greu să coordonezi mai mulți oameni, părerea mea. Okay. E greu și cu ideile tale să te coordonezi uneori. Asta e. Sunt Knuckle Fiu pe Discord. Câte mai ore trebuie să avem ca să jucăm? Unde anume? Pe hub poți să intri oricând și pe la Knuckle Cup o să punem o să poți să intri indiferent de level, doar că să ai echipă, nu o să mai fie solo queue. Mi-am dat să mă loghez cu Steam-ul și nu m-a lăsat. Probabil pentru că nu îndeplinești gerințele de la Faceit, să ai, da, 20 de meciuri sau nu știu cât au ei acolo. Am jucat cu un codat ieri sau la altă și mi-a dat niște info și mi-a luat vac. Mulțumesc, de ce? Blocat, mai duminică, duminică o să fie. Ce de ce? Duminică pe 28, că vineri au super bets, ceva activitate. De Faceit pe mai multe conturi de Steam. Da, e trebuie foarte gratoni, da, păi, crește cu câți oameni, cu câți oameni comunic eu pe live într-o zi și efectiv unele idei și felul de gândire a anumitor persoane mă depășește, deci pur și simplu îmi iau friz la creier. Bine pe info. Ia să mai tragem câteva persoane. Mamă, cât de mult suntem. Alo? Hello, hello. 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 Așa se salută, ia buni. Hello! Una luxus! Ce faceți, guys? Sunteți bine sănătoși? Aveți vreo întrebare sau ne băgăm la matchmaking-ul ăla că... Așteptăm să joci. Gata, bine, hai că ne băgăm la joc. Vrem să băgăm, să bag și un match, că... Ce face fiul meu? Am paralizat. Stați așa, că am un fiu aici. Ce faci, fiul meu? Mă uit la tine. Mamă, ce mare ești, dar când te-am făcut? Dacă te crezi de el? Da! Dacă fiu! Da. Bine, guys, să trăiți, hai la matchmaking! Hai la matchmaking! Antu, știi, vreau să întreb? Da, da, spune-mi! Următoarea ediție de Knuckle Cup, o să poți să joci cu oameni random? Nu, o să fie doar pe bază de a intra echipă, căci data trecută a fost... Data trecută mi s-a întâmplat să... Nu, o intrat, eram cu unul și n-a dat troll și n-a mai intrat și am pierdut toți turneul. Exact, o să fie... No, deci o să fie, puteți să jucați și 3 și 4, nu contează, dar o să fie doar echipă și aveți o... Uite, la Knuckle Cup mai sus pe Discord, aveți Looking for Players. Dacă dai Aaron Looking for Players, poți să primească toată lumea notificare și poate dacă n-ai 5 oameni, poate ai doar 3, mai adaugi acolo plus 1 și cu tine 5. Antomie mi-a dat careva, cred că, bam pe contul celălalt de YouTube. Că nu mai pot să mai trimit mesaje pe el.
Acum, când dădeam și eu codul. Storm sau cineva? Am primit invite pe Faceit în Werty clan. E clanul lui Werty? Da, dar dacă joci în clanul lui, nu poți să joci și în clanul meu. Atunci mă bag în alta, mă bag în alta. Da, mă, da! Antonia, vrei să fim prieteni pe Discord? Hai să fim prieteni. Cine a vorbit? Finu? Da. Antu, poți să-mi dai și mie, te rog frumos, link-ul? Să intru în... E în top chat, e pin. Ah, îmi dau pe live. L-am găsit, l-am găsit. Bun. Să trăiți, guys. Ceau, ceau. Hai la match, mi-a cererea pe Discord, Nacol. Mă, dar eu nu pot să trimit în chat, nu-i corect. O întrebare scurtă. Te poți să trimiți acum, Ivan, ce ți-am scos? Spune-mi. Da. Dar de ce avem? De ce alegi 15 persoane? Din leaderboard. Pentru că, cum funcționează? deci, stai că nu știu cum să-ți răspund la întrebare. Cum, de ce dau premiul la primele 15 persoane sau... Nu, ai spus ok, aleg 15 persoane, da. Best of 3 sau... Nu, deci, duminică, am zis că o să aleg 15 persoane pentru că eu îți dai seama, o să scriu duminică la ora 6 când o să fie finala, spre exemplu, nu știu, finala între mine și... Palaș, spre exemplu, că am avut cele mai multe puncte la clanuri. Palaș trebuie să ia 4 oameni din clanul lui, care na, o să-i aleagă și el, păi cei mai buni până la urmă și așa o să fac și eu și o să dau mesaj la primii 15, că cine știe cât o să fie acasă. De asta spuneam, gen, că e duminică finala la 6, adică dar... Adică nu te toți 15, adică practic no, 5 o să fie sunt un, care, joacă e best și of fun. Care joacă și resurse rezerve, cum ar veni. Da, cumva, și totodată dacă câștigăm se dublează premiile în materie de Faceit Points pe care le-am avut pe clan. Mamă, nici în fotbal nu sunt așa multe rezerve. Haide nucleari. Hai, let's go. Bye guys, mersi mult. Hai, okay. Ce drăguți au fost. Bun, dați-mi codurile voastre pentru matchmaking. Ce să-mi dați codurile? Că a spamat până acum, nu mai îmi dați niciun cod, că am la coduri în chat-ul ăsta de pot să mă spăl cu ele. Doamne! I-ați văzut pe aia pe TikTok care își fac... Ah, mamă, iar l-am ales pe Loki. Bă, Eduard, îmi place numele tău, cred că e un semn să pun numele la copilul meu, Eduard. E a treia oară când îți dau ad astăzi, gen, care... Doamne! Eduard. Hai că îl pun pe lista de copii. Ok, o să luăm 2 abonați cu 2 membri again. Storm. Hi, I am Storm. Știți melodia asta? Ia fiți atenți. Și hai să vă arăt o melodie, Doamne. Deci, vă arăt o melodie de la Rita Ora. Spuneți-mi voi că melodia asta nu este inspirată din folclorul... Yo, stai așa că te auzi. Din folclorul românesc, slash că n-ar fi filmată România. Deci mie mi se pare că melodia asta ori e mama Rusie, ori e România, una din două. Ok, cred că suntem 5 cu codul ăsta de-l bag acum? Maybe full prime? Could be Gorjanul. Ne intrăm undeva să vorbim, vorbim aici. Vorbim pe joc. Hi, I am Storm. Come on. Hei, Gorjanule! Doamne, ce jucători ai ales? Ui, băi... Colegu, why you bully colegu, my players? Cine a ieșit? Storm. Nope. A fugit Storm, guys. Ce jucători a ales, mă, că pot să fiu star player? Star player, asta zic. Star killer, cream că spui. Nice. Deci fiți atenți, hai să vă arăt melodia asta. Măi, mi-a apărut la recomandate, nu are foarte multe vizualizări. Melodia sună bine. Oh, nu se vede. De ce nu se vede? Așa. Deci, uitați-vă puțin. Băi, dacă nu e inspirată, deci, din folclorul nostru, eu mă împușc. Și blocurile astea, uitați-vă puțin la blocuri. Bă, asta e România, mă. Ei pe cei care au mai jucat, dar n-au mai jucat nimeni Dodo dintre acești jucători. Și uitați-vă puțin. Asta nu. Freak, freak, like I'm Angie. You gon' know about it when we come through. Bad bitches coming in too.
zici, băi, e Rusia direct. Ai, mă, cum să fie Rusia, mă? Mi se pare că aduce și cu România, așa, puțin. Salut, Antonia, îmi place enorm ceea ce faci și sunt pe aproape fiecare live de-al tău. Îți mulțumesc, fiindcă dacă aveai suma de 13.000 de abonați, mi-ai zis că periferice, ce periferice ai și așa că mi le-am luat atunci ca tine. Succes în caz că joci. Love you! Mulțumesc, artificial, mă bucur că au reușit să te ajut. Seamănă cu București puțin, da. Nu știu, eu când am văzut-o am zis, bă, frate, Rusia, toată lumea spune Rusia. Bă, măcar dacă mergem în Rusia, știm că ne simțim ca la noi acasă. Nu, se seamănă foarte, foarte, foarte mult. Foarte mult. Eu joc prima dată. Păi, toți de aici joacă prima dată. Nu cunosc pe nimeni. Absolut nimeni. Storm, Gorjanu. Printre care doi sunt membri și nu i-am văzut niciodată. Adică până și membri pentru prima dată. E filmată militar. Cum era? Tanana militar, dau ceva la golan. Tanana. Ce bad sunt la versuri. Pot să joc și eu next, asta o să fie ultimul mistic, asta o să fie... După meciul ăsta o să mă duc să mănânc. Werty încă nu s-a întors de la podcast și are live la ora 3 și jumătate, prin urmare până vine el o să pregătesc mâncare. Și nu știu, ulterior, dacă vreți, ne auzim pe Insta, pe oriunde altundeva, ne auzim în Hub. Vreau să vă văd jucând acolo în Hub. Adică, sincer, n-are sens. Dacă o să fim doar 100 de jucători, cât suntem acum 200, n-are niciun sens să dau niște premii atât de mari, pentru că, aparent, comunitatea mea n-are chef astăzi, clan. Sper să vă strângeți mai mulți până vineri. Dacă nu mă supă. Adică oricine s-ar supăra, chiar oricine. Haide pe băieți, sunt 3 băieți de level 3-2-2 în clan, 1-2-1-2 și 1-1. Dacă aveți level mai mic și vreți să băgați un face it, guys, ăsta e momentul. Ia uitați aici. Da, adună foarte mult Mystic astăzi. Mystic, dă-mi ID-ul tău în chat de Steam să-ți dau un ad. Mulțumesc, Denis, asemenea. Bună, Panda. Cum aflăm codul pentru CS? Foarte simplu. O secundă. A, vreau să vă arăt astea. Că sunt lobby-urile făcute și alte. Sunt două echipe puternice, sunt în meciuri acum. Frumos, elegant. Uite, băieții au nevoie de plus 1. Gata, a plecat go-ul. Aici plus 3 și aici plus 2. De ce nu faceți? Paul cu Marian, de ce nu vă duceți să jucați cu Alex și Zir? Că sunteți de aceleași levele. Would be nice. Ia să vedem ce face leaderboard-ul. Câți jucători avem? Până acum avem 27 de jucători activi. Sunt aproape 200, dar 27 de oameni care au dat măcar un match. Ceea ce înseamnă că 27 de oameni au potențialul să câștige un giveaway chiar dacă nu o să fie în top 10. Am ban o zi pe comp, pe joacă Faceit. Cum fac cont de Faceit? Intri pe platforma lor, caută Faceit, te conectezi acolo cu Steam-ul, îți linkuiești practic Steam-ul la contul tău, care contul reprezintă un email plus parolă, și atât. A, și îți pui număr de telefon. Bun. De cât timp faci YouTube? Din 8 ianuarie 2019 YouTube și Twitch am făcut, adică streaming în general, din 2013. O să joc și eu cu prietenii. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos. Ia, uite, îmi place de King cu Navaș. Câțiva aici băieți de level 10 care chiar au chef și cred că o să se mai bage să tragă tare pentru locurile top 10. Bun, avem și noi match sau... Mi-ai trimis Mystic în chat. Te rog frumos. Of! Te mănânc! Oh my... So much, too much. Let's go! Ce, Panda? Mucincai! Mucincai înseamnă poftă bună, știați?
practic muci în ceai, înseamnă poftă bună. Aole, de ce știu toate prostiile din lume? De ce? De ce, Antonio? De ce? Astăzi am vorbit de bufnițe, ne-am uitat, mai avem să ne uităm la nevăstui ca rog desenul ăla, atât. Poate o să găsești și fete, dar nu am jucat CSGO cu fete de 14 ani, deci fii atentă, mădă. Eu m-am împrietenit cu admina Mădălina de la Faceit, să zic astfel. Adică nu, cumva m-a luat sub aripioara ei, m-a invitat la un match și există, deci nu că există, ele sunt de fapt un grup de fete, cred că sunt vreo 9 sau 10 fete, nici n-am apucat să le cunosc pe toate, poate chiar mai multe, care se joacă Counter împreună și eu mi-am făcut o echipă de fete pentru un qualifier, acum ce va avea loc în aprilie, dar nu o să fac live de la qualifier pentru că joc mult mai slab când, nu știu, sunt deconcentrată, când se uită cineva la tine te emoționezi tot și... Am ajuns în momentul de față într-o săptămână să cunosc vreo 25 de fete care joacă Counter. Minim 25. Noi. Pe lângă ceea ce știam. Deci, ceea ce doar mă bucură pentru că cumva habar de aveam că avem atât de multe jucătoare. Ia mă la ăsta, 88 în 4. Mamă. Opa, dar am crezut că ești în stânga, bro. Uf. Pă, dar nu ne jucăm și noi la Silver. Ce pielea mea, de ce ăștia au mâini? Create account dacă n-ai contra, Zvan. Cream că se uită la mine. Păi pe tine te are pe monitorul celălalt. E băiat sau fetiță? Fată. Am și eu un bărbat, îl cheamă James. Pa mea Smoothie. Oh. Smoothie, de care? De căpșunde? Nu Smoothie, Smoothie. Ah, ok. James are și Papion, dacă vreți să meargă la date împreună. Bă, dar unde trag, mă, mamă? Unde trag? Doamne, aduceți-mă lupa, că o să mă joc ce se cu lupă pusă. Din urmă aprilie. Ce? Mi-au dat record din urmă. Ce bune? Stormi, ești cu necuratul? Nu. 17 fraguri în warm-up. Și mi-au dat report. Ah, ok, mă, da. Tot nu mi-am găsit încă doi oameni. Guys, jucați-vă pe hub acolo cu Shadow. Și eu. Eu acum îl vreau pe James, dacă mi-e de pisică. James, where are you? Mai că și la meciul. James! James nu a răspuns în viața lui, l-a pus pus. Sunt bătaie și n-a pe capul. Ce mașini are? Ce? Ma. Antonia, te respect foarte mult. Stimă și respect. Antonia a plecat puțin. Cred că s-a dus după James. Gorjene, cum te cheamă? Vlad! Da, cream că te știu. Ce faci? I love you very much. De ce miroși așa bine? James mereu miroase bine. Eu nu înțeleg de ce. Cumva mă gândesc că poate pentru că mereu stă în hainele mele. I love you. I love you. Salut, guys! Nu uitați de butonul de like, aolo! Umana asta mă strânge prea tare! James în mintea lui!
Antonia? Da! Deci asta e pe mine sau? Nu, nu sus pe birou, te rog, nu sus pe birou, că n-am loc de tine. Poți să cobori? Ți-a răspuns Antonia. Te pup. Ce drăguțe, James. Da, domnul, te-am auzit din camera ailaltă, I respect you too! Enjoy with fuck, mamă, ăla începe cu amenințări, cu... Poftim? Poftim? Cățeii îți plac? Da! Am un bijon maltez, dacă... Și eu am! Are 12 ani al meu. Cine? James îl cheamă. E câinele lui mama. Câinele lui mama. Tot bijon. James, doamne, Mickey, scuze! Lol! Mickey îl cheamă. Baftă la pe aici, mulțumim frumos, unul la B, intrat. Mulțumim, Mystic, mulțumim mult. Doamne, cât suport ai putut să oferi într-o singură zi, man. Bă, dar ăștia... Ai, mă, puci, dar voiam jos să văd adversar, nu-l aud pe Green. Hei, Green. Bună. Ce faci, Green? Îi vreau pe ăștia, s-o prea bun, oricum. Poți să-mi lași și mie kill? Doar dacă vrei, nu e, nu e obligatoriu, adică... Mulțumesc, Mystic. Dar nu te prea auzi, Gorjanu. Adică dacă vorbește cineva, te auzi foarte... Da și mie, doamne, dă-mi flash. Nimic? Wow, mi-a zburat. Eu nu mai zic nimic, eu nu înțeleg cum ăsta mie îmi dă cap, dar eu îi dau 14 cu un glonț de ferească sfântul. Nu mai vreau monitor de 240 de Hz, de când cu acest monitor de 3 zile skill-ul meu a scăzut considerabil. E prea bun, abia aștept să îl pun pe al meu înapoi. Unii oameni au nevoie doar de... Da? Te l-aș da pe ăsta, dar nu e al meu. Nu, deci abia aștept, gata. Mi-e dor de copilul meu, 144 for the win. Nu pot, n-am mâini. Îl ții minte pe cat mod? Nu, a murit. Da, normal că îl ții minte pe cat mod. Mi-a mâncat 2 ani din viață până acum. Adică 2 ani de streaming. Depressed? Why are you depressed? Nu știu. Că trag pe bine, fii atent. Ia. Ai armură de cap? Probabil că nu, că au fost eco. Ia fii atent aici pic. Mamă. Oio. Oio. Oh, ălă, ești că ești mai muțică. Când ai prea mult, când ești prea confident, bro. Doamne, când ești... Da, trebuie să-mi dai acolo la signpost în descriere. Nu știu, nu știu. Ce nebun. Matei, bine ai venit în familie. Mulțumesc frumos, bro. Mulțumesc, Matei, welcome. Bine ai venit. Puh, ce trageletor, cred că am clonț. Bine ai venit, Matei, welcome, welcome, welcome. Bă, frate. Ce nebun. Fii atent aici, fix 10 seconds later. Da, mai avut eu o fază de asta în care am zis, mamă, guys, fiți atenți ce-i falul ăsta, nu știu ce. Mă, știu, ziceam eu acolo pe live. Cred că am murit în 3 secunde. A fost. De mult. De atunci nu mai zic că fac, de atunci doar fac, dacă e. Bun. Hai, echipă, că am pierdut ronda pe full armes. Ei. Am avut nicio problemă, mi-intru un pala, dau un tap, după aia vin, dau un rampă.
Ah, da, tu chiar ai încredere de sine. Păi mai dă și la alții, că, spre exemplu, prietenul meu, Carol, care sper că e pe live, n-are încredere deloc în el. Aoleu, nasasol. Faci coaching? Să nu fie Carol. Da, da, am un coach. Wirdy! Cum a fost? Am mers și la sala nouă. Ce-ai fost? Am fost la sala nouă, să o văd la... Mamă, dar cât ai făcut? Ei, Wirdy, stai puțin cu mine să-mi dai din skill-ul tău, mulțumesc. Ia uite ce bine stai. Mamă, Wirdy, mai stai aici că n-am făcut kill de jumătate de oră dacă n-ai venit tu. Băi, unde ai plecat? Măi, vină înapoi. Hello, da. Stai cu mine. Mamă, am pe 7 ăsta. Cine se joacă cum cu arma? Ia. Nu ți-e frig? Ba da. Poți să intri ca să mai stai puțin cu mine. Închis în geam. Bombera n-am putut să duc prin prima. Ai făcut și abonament. Dar știi cât e? 340 de lei. Pe lună? Da. Dar ce sală e aia? Te duci și intri înăuntru când ai intrat prin ușă, faci pătrățele? Boom! Da, nu știu, uite că mă iau ca și puțin până se duce carantina să mă duc. 340 de lei abonamentul la sală, guys. A, și vezi că o să ne cumpărăm amândoi mixer și microfon. De ce? Mixer, se aude de genul la, la... Ai bani de dat? Da. Am bani de dat, am datorii la stat. Vezi că domnul tău nu-i facultate pe stream acum. De a ta, e a, da? Da. Oh, sunt gol... Da, unde ai plecat? Că-mi dădeai skill? Guys, sunteți rugați să-l țineți pe Wirdy alături de mine, căci tot fuge din dragostea mea. Don't you know, pampera, pampera. Mă scuzați, guys, o să schimb puțin scenele, nu vă speriați și nu vă impacientați. Antonia Knuckle, undeva. Așa. Da. Aici, de fapt, acest goal era facultate, care se vede doar pe lobby-ul celălalt aparent, care reprezintă, de fapt, taxa mea la facultate, tranșa a treia din acest an minunat de învățat. Bun, hai să vedem ce facem aici. Hai, James Bond! Huiu! Copiază ținta mea. Huiu! Pisicuța, pis, 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 te-am visat azi noapte în vis. Fundă roșie, îți spuneai. Cine spală de ro? Eu. Băi, short, 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 nu-i letter, nu-i short. Bate în palată, păsa aici, de defuse. Bravo, Antonia. E plan de short. E plus unul short, plus unul short. Vedeți unul kitchen. No, și kitchen. Și short acum ieșit. Ok. Nu știu ce ai făcut cu gunoiul. Acum auziți. Hello, Cătălin. Spune lui Wirdy să facă live la clanul, pe o să facă. Eu dau 115 la sala lor, pe v-am zis, e sala de intri și ieși full pătrățele. Nu știu ce sală s-a dus Wirdy acum, dar cu tot cu sauna, mai cred că și asta are în atâția bani, cred că te așteaptă și masaj inclus. Hai mă, dar nu faci nimeni pic mid. Ce nu se joacă pe ala coaie? Bravo, bravo, avem entry, nu mai ești ca trebuie să. Bună, top of mid, ai văzut? Mult. Bombă, băi. Unde s-o trebuie? Mi-e liber top of mid. Nu se văzuse pe hard ceva. Una se vinde late, palat, din laps. Nu te băgă, nu te băgă. Sus, casă. Mamă, m-a bătut din casă. Mai sunt în casă. Și unul unde, Dumnezeu? Jesus. De jucător. Se cheamă Ana.
Alo? Nu te vine cu aia, mă fuci pe mine la cap deja. Aoleu! Te mai enervă atât. Respira, inspira. O dată la 5 secunde. Cum aud? Bună, Waze, din decembrie 2018, Mystic, 50 de coco, OMG. O să faci promovările atât ție cât și lui Alain, o să fac promovările la server. Mulțumesc mult de tot. Iar la B. Mulțumesc mult de tot. La B s-au auzit flash-uri. Oh. Mulțumesc mult. Mai are 3D. La toc. Bă, s-a spalat eu, nu? Bomba palat. Probabil încă unul palat. Tu te tu prim. Asta nu era pe la B. Bravo. Ce ai făcut ieri live? Am fost la competiție la ROG. Și și vineri și sâmbătă și duminică. Și sâmbătă m-a apucat să bostela că a fost o zi full, bro. Am avut live, am avut podcast, am avut editat podcast. A fost o problemă la podcast, dă și editează și mai mult la podcast. Nu. No. Mai precious. Așa, sâmbătă practic am fost foarte obosită și ieri a fost competiția toată ziua, a durat. Când să mai faci și live, dacă ține competiția de la 12 la 8 seara? În păcate n-am avut cum, dar I'm back in business, bro. Nu. Și tot erau nouă, dar adică poate să ne poți să casă. Am dat din casă. Pardon. Under 90. Bine. Unul e up, se da hit. Ultimul e up, am văzut cum mi-a bomba, nu vă grăbiți. Oh my fucking god. Ce cod am, lol. Ce cod dai? Suca. Na hui, da, vai, eu. Unde ești? Mulțumesc. Băi, Storm, dă-și mie un polar. Că nu fi și pe ăsta, stai, că m-a schimbat. Era turneul membrilor Duminica Antonia? Eu nu am turneul membrilor, Cătălin. Werty are turneul membrilor. Eu am doar turneul normal. Bravo, James Bond. Mulțumesc! Cred că-s pe-a. Opa! Încă unul. Bomba. Oh my god. Ce nebun. Cine a bătut ăsta pe toți? Fai. Hai, da leg. Da. L-am pus din greșeală cu aia, mamă. Da, turneul lui Werty o să fie vinerea și n-a călcat este duminica pentru că vineri totodată este un super bet. Cătălin și-a trebuit să mut eu. Și așa Werty face seara turneul membrilor și dacă membrii joacă de la 12 când o fi super betul ăsta de la 1, au timp să vină și la Werty practic seara la turneu. Nu știu, chinezul trebuie să ai prime, pare mi se. Salut, Flash. La B. Unde e mid, băi? Cred că s-a dus mea. 1 B. Cu bomba. Uuuu, ce mi-a dat urâtul. Nu, intră. Bravo. Du-te, Gorj. Murder. Ce mă țin, amă. S-au sinucis. Îți urez o dimineață. Asemenea și ție, nu. I can't. Îi spargi și pe toți.
Bine, Kent! Aaaa... Ți-am dat 3 de accept, please. Nu-s pe contul mare, Micle, sunt pe contul mic acum. Uite ce armă-mi iau. Era, Antonia, ce faci? Bine, da, domnule, da, mulțumesc frumos. Voi ce faceți, cum sunteți? Vă simțiți bine, sănătoși și la pungă groși? Nu, nu. Am premiat degeaba atunci, nu știu chinezul. Mă, fără flash. Bă, de cu eu, cum o să... Să nu înjure că mă aude mami. Azi cineva să nu mai înjure că l-aude mami. Băga mea, mea, tediu. Din decembrie 2018, Ionuț. Chiar să ăștia la B, ăștia au misiune. 11, 11, 11, i-am dat 89, futu-ți morții, mă, de bizo. Vorbește mai frumos, mai... Tendi, mă, tii. Ia, 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 ia. Unde-i de tigăl? Mamă, dar plantează, mamă, ce misiune ăștia. Mamă, minus 80, tot la fel, minus 90 inside, na. Dai o secundă. Să iau, mamă, ce armă. Aveai și polar, aveai și polar în under. Unde? Păi eu l-am luat de la unul pe care l-am bătut. Vezi? Mamă, cine-i ți-a dat? Da, ți-a ieșit, mai bine, mai bine. Da, zice... Mă ne băgați pe city, unii pe Jesus. Mai bine salvează, Antonia, mai bine salvează. Dai save, dai save. Auzi spate, oricum îi bată pe ăștia. Ma. Au, mi-am simțit moartea. Se joacă vreunul pe ăla de la eu. Thanks. Mă bă, fără tare, iarăși. Thank you. Ok. Let's show them who we are. E puțin coxat. Contra cine te bați, nu știu. Hai să mă uit imediat la numele lor. Ceva fan, Puma. Mă, dar ăla nu știe să iasă, mă, pe mid. Bine. Vrei să dau flash, Antonia? Nu, nu. Bun. Hai, lolo. 2 B. La B cu aia, ăștia jucători de B, lol. Adică jucători. Ce-a dat flash? Nu, nu te-a mai dat. Cred că dreapta electric în dreapta noastră. Bench. Bench, ce-i spate side, spate side. Uite-o de dică. Una și pe ăsta. Una și pe ăsta, una și pe ăsta. Mă, băia, să-i dau. Cine-o și pe? Bravo. Jucăm versus Raikwaza, Unreal Momentum, N, Forever și Freud. De ce minte botul? Zero tilt? Nu știu. Și că reported? Cine? What? How? Ha? Reported? Opto, bro. Supărați pe viață, băieți. Eu ce să mai zic de meciurile de le-am avut astăzi, că ei aveau spin bot și eu nu mai ziceam nimic. Bravo. Duc bă, mă. Sunt încă 2 mid. Mi-a dat oameni, nu voia să intre glonțul ăla. Da. Uite, un bench, 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 stânga. Să ne dai și un cap la toți. Nu mai zi nimic, nu mergea stânga. Bă, nu am picioare, mă, nu pot să sar, nu mă mișc. Aduce starga. Cred că am nevoie de scaun cu rotile. Da, eu. Nu pot să mă mișc bine. Salut, Daniel. Pupiucătă. Spor să ai. Pot să dau și eu, nu v-am mai dat nimic. Da. Momentan ce se go. Nu știu să zic că am, cum am pe Battle.net, dar o să ne băgăm la o serie într-o zi doar de alte jocuri. Am dat flash-ul, nu cred că mai au. Da, pe la, da, pe la, da, pe la.
Plus. Bomba pe lac. Da, bun rampă. Băi, buongiorno, Donian, ce ții frate, mă bate din ochi, uite, ești amuzat. Scuze, Antonia. Stai așa. Că nu înțeleg ce se întâmplă, doctore. Au, mâna mea. Oh! Aoleu! N-aveam, altceva n-aveam decât dacă luam. Guys, uitați-vă puțin. Deci de asta mie nu-mi place să mă joc, mă, cu brățări și alte chestii. Dar mama îmi spune că sunt și o fetiță și că trebuie să port. Că trebuie să port. Mi se focusează sau să... Nu mă focusează. Ai, mă. Uitați-vă puțin ce îmi face. Deci aici sunt vânătă de la brățară. Uitați-vă puțin, băi, frate. Îmi spune mama, poartă și tu că ai brățări, că trebuie să fii fetiță și ca să nu le... Nu mă pot să mi le mai dau singură jos și să le repun, că n-am... N-am... Nu s-a așa dibace să pot să mi-o pun, astfel că nu pot să o pun, mamă ce... Dar mie mi se întâmplă că mi se strânge mâna, că mi se strâng ațele la brățări. Îți trece până te măriți, poartă. Dar tu un drop, pergă... Hai că-ți trece. 5 lei. Se întâmplă așa. Am 5 brățări pe mână și la fel mi se întâmplă și... Da, și aveam 3 și le-am dat jos, frate, că simțeam că leșin pe stream. Mie-mi plac. Păi, tata, îți place să te doară? Dar nu mă doare. Doar... Nu mă ești mai prost. Nu mai circulă sângele pe mână. Îmi place bindul, nu? Da, da. Doctor. What the? Da, e un băiat care mă joc. E pe bă, nu poți dacă te uiți. Înțelegi? A, plus să nu. Hai, murder. E sufletul meu. Am mers la codul, stai. Cum aș putea crește în abonați idei cât mai originale, bro? Bună, Eka! Ce faci? Mai unul rampă. Draw other models. Doi, ce e aia? Daniel, ce? Ce? Coadim dai acolo. După momentul ăsta închidem, da, după momentul ăsta închidem. Fuuu, dar mai e cineva pe chat? Mai facem o verificare, un punct în chat, ceva? Mai e cineva alături de noi sau păi sunteți eu, mai, mai atenți la meciul ăsta când e 7-7 față decât sunt eu? Tură setup-ul ei când o să termin toată camera, domnule amețitul. Probabil până la 100.000 de abonați terminăm și noi camera. Bine, acum sperăm să facem 100.000 de abonați în 2021, nu în 2070, dar e ok. Am un punct în chat, au scris... 10 persoane mai sunt pe live. Am înțeles. Aia e un match mai cox. Ce țintai? Să dau acum. Un match mai cox cu chat-ul azi. Ok, 20. Mamă, suntem 20 oameni pe live. E bine, e bine, e bine, e bine. Uite asta e ținta. Salut, David, salut. Mamă, 30 de oameni pe live. Glumesc. Sau? Sau? Suntem, dar cum suntem 236 și nu scriem 40 în chat? Come on, guys. Răducan, data viitoare să sperăm că prinzi loc, bro. Dar trebuie să vii mai devreme. În fiecare zi de la 10... În fiecare zi de la 10... Avem mamă. Fix. 10.00. Vă aștept cu mare drag. Ala da prefire, vere. Enemy purple. Uf, mamă ce dă... Hai, Antonia. Ce? Dă-l-am pielea mea. Ultima era 3. Ultima era... Soarta noastră în mâinile tale. Iute-te la el. Ce le are? Mamă, îi dă de-l julește. Mai sări.
că mai trec noi. Bravo, mă! Frumos pleci. Săracul, ai jucat pe degete. E noua țintă? Da. Oficial, asta e noua mea țintă. Sperăm să ne călăuzească drumurile. Am înțeles, Daria, asta e schema. Să mă pici pe familiile lor. Ah, ok, Iulian, am înțeles. Mulțumesc. Bună seara, ce mai faceți? Bine, bumții! Bună, stai, bună seara, e ora 1.41. Ne cam trolează puțin bumții astăzi. Înțeleg că tu vrei să facem bumții, bumții, să dansăm, să... Bună junglă! Lăsăm să ne simțim bine, nici chiar așa, sunt prezent! Let's go, Mystic! Români! Românul și zic, ce treabă ai tu cu român? Cam nervoși băieții la mici puțin, așa, Livia. Mă ratatilor! Mamă! Nu fac promovări, pro. Băi, dar zic că am cod, coi, ce-mi place să mă joc mimic. Ce level ai pe Facebook, zici repede? 7. Nice. Ne fac idiotii din zi. Lobby, da, ai închis lobby, că nu ai chestii, știi că... Go, 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 go! Vrei să vezi ce-l fac pe mid? Nu tu, ai mei, go rampă! V-am dat flash-ul anul degeaba. Underpalace, oh, bă, Pucci, ia-ți picioarele. Mamă, trebuia să-i dau lamul ăsta. Ce m-am speriat, îmi crezi că e unul pe gunoi. Să-i dau la am. Ai văzut ce tap le-am dat, aveți? No, că eram vie. Dar Storm ăsta e mort cu jocul. Mamă, ce dor de counter. Mi-a venit să-i trolez pe aia pe ropul lui. Mamă, ce dor. Doamne, cum să-ți placă așa ceva? Să-i trolez pe ropul lui, e viză lui. Biencuț, prietena noastră, nu mai troll primește. Dar nu atât în level 3 acum, din 7. Din 10? Acțiune și comedie. Bravo. Era step pe tine, Antonia. E ok, un meci mai prost. Pentru e-sportul românei, băi. Mulțumesc, Ilian. Nu costă, pro, trebuie să fii activ pe chat. Din camera. Hai, mă, Răducan. Nice. Storm. Pic. Da, ești amestecat, mulțumesc. Ceva cu război. Nu. Scot rândul, eu scot. Nu, eu dau is. Eu dau is. Ba, eu. Cum ai zis după aia eu? I-a dat tap cu el, avea polar, lol. Coaie, ce răbori. Ce-mi trece, mă, ăla? Scuze-mă, Antoni. Bravo, e ok. Opa. Ești-o meu, te rog, ești-o meu. Hai, du-te, du-te, că ești singur, gata, oi-l! Hai! Ei, să mă, m-am spus, vă-i! Ăla e X? Ăla e, hai, 0! Bagă! Pidau-te afară, bă! 0! M-am bătut, bă! Nu mă, tii de jucător! Stai, că trebuie să batem pe asta, după aia jucăm! Hai,
grijă, Kitchen. Bă, dar dacă zici robot, este ro și după aia bot. Deci rămâi. Gigi, let's go, girl. Nu mai bage, nu. Antonia, după aia. Vrei să-mi stric săptămâna? O să fie win-ul meu, l-am luat, am plecat, mă duc să balotez, da? Da. Poate mai prind loc. Ce să facem? Da. Da. Ce mai flash ai tot de aici? Somon, ok? Da. Mamă, ce oh, alea. Opa, plus 1 lângă mine, minus 84 tichete. City low. Mamă, Gorj, ai lag. Hai, Murder, mai repede, că nu-ți vine nimeni acolo, că te ține Gorj, nu-i nimeni acolo. Hai, Murder, du-te. Capac, picior, unul în stânga. Runda voastră, băi! Ala, a zis primele de David, ala, auzi cu aia cum am încărcat, ala, auzi cum am încărcat. Dar ne-a dorit, ce să fac. Spor, Alex, spor să ai. Aproape știu unde este. Care sunt premiile? Knuckle Cup. La Knuckle Cup sunt premii în bani cash 200 de euro din nou. Și dacă o să iasă din nou, o să iasă totul bine, o să încerc să măresc price pool-ul. Mamă, dai. Trandenul de asta zici că... Păi dacă n-a... Nu-și băgați odată, vă jucați Scribble, măi, Carol, măi. Ne vor. Te pup, copil, ce faci, copile? De când nu te-am văzut multă vreme a trecut. Let's go! Salut, Denis, bună, Zuc. Ups, pardon. Mi s-a întors Zuc înapoi. E, nu meci mai Fox. Mi-a dat moli, nu miram. Mă, multe FPS-uri am pe matchmaking. Pe fiți am unul puțin. Uai, mamă, bravo. Du-te tu prim. Ah, a bătut triplă, nu? Match mai James. Nu știu. Jungle, ai fost Antonia. Dar tu ce ochi ai? Când ai probleme, ai dat. Gorja, nu, dă flash. Hai să facem explozie, vreți? Mă lăsați să fac un 1v5, că n-am făcut până acum. Ba, ai făcut! Nu, am făcut de 1v5. Am făcut de miss. Depressed? Bă, mă cheamă, 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 locul 1 cu dai, shadow. Anto, mai clutch. Yes. Pune de pe mine, Antonio. Aoleo, ochii mei. Mă bate din jur, jur, bizon, coaie. Mamă, cum trage mine. Mamă, mamă, ce timing. Dar de pe, gen, de pe ăla, nucleari. De acolo o să alegi 15 persoane. Da. De pe Pabola. Păi trebuie să joci din nucleari, nu vrei monitor cu scaun, cu d-astea. Ce scuie pe zi? Aiurea. Info? Dați-i la mă la ultimul, dați-i la mă. Da, ca să mai jucăm în râdă, va fi el. Mama, e să mie. Cred că i-am dat 20 de glanți. Pam! Poate fi bloc și mine, pa, pa, pa. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Mi se par foarte bune, Daniel, cele pe care le am eu, G Pro Wireless. Ok, guys. Iar în încheiere, pentru că săptămâna asta trebuie să fie una frumoasă, zic eu, până la capăt, o să deschidem Hellcase ca să băgăm o cutiuță și vă dau și vouă în chat. Dacă vreți să deschideți o cutie pe Hellcase, vă zic repede înainte, da, da, da? Toată lumea, atenție maximă, bambuzăl, stați așa că nu funcționează, adică atenție dacă e. Bun. Hellcase, easy peasy lemon squeezy, permiteți-mi a mă loga pe contul meu, bam, 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 trimitem mod familie hâț. Ha,
Hai mă, Pucci. Nice, ok. Pentru Herkies, dacă vreți să deschideți și voi o cutiuță, puteți să o faceți punând codul Knuckle, normal. Iar să vă dau și linkul. Mersi, mersi, Georgi, mersi frumos. Iar pentru bonus de 15% la orice achiziție, Knuckle 15, vă duceți pe plusul ăsta din dreapta, guys. Intrați pe linkul din chat, vă duceți pe plusul din dreapta, scrieți aici Knuckle, utilizează și o să primiți 0.70 bonus. Deschideți o cutiuță, ceea ce vă pică, puteți să extrageți dacă vă pică un skin mai scump. Puteți să îl scoateți de pe site, dar trebuie să introduceți 2 euro, dar cred că nu e o problemă dacă primiți un skin de 15 euro să băgați și voi 2 euro ca să îl puteți scoate. Eu cred că e easy peasy lemon squeezy. Trebuie să aveți level 2 pe Steam pentru ca codul pe care vi l-am trimis să fie, practic, să poată să fie utilizat, codul Knuckle. Iar cu Knuckle 15 la orice achiziție, în cazul în care sunteți împătimiți ai deschiderilor de cutiuțe în general, să spunem că plătiți, nu știu, aveți Bitcoin și plătiți în Bitcoin, puneți acolo Knuckle 15 ca să vă plusați Bitcoin-ul cu încă 15%. Mamă, oare chiar plătește cineva oare în Bitcoin pe site-ul ăsta? Ferească sfântul să ai un Bitcoin. Easy money. Ok, hai să deschidem. Unde mi-e cutia Dream? Cutia mea favorită e Dream, atâta. Ai singura cutie din care îmi pică ceva, personal mie. Hai. Bam! Personal nu-mi pică acum. Două din trei? E... 3 din 5? Hai să deschidem 2, ca să rămân cu 1000 de dolari doar. Personal nu-mi pică nimic astăzi, cred că săptămâna asta se va duce cu sus în jos. Hai mai dă-mi un bloc de ăsta, un ceva restricted. Ce avem aici? Skinuri. Skin-uri frumoase, mamă, ce frumos e ăsta, Blaze-ul, mamă, 387 de dolari. Deagle-ul, lup, papuc. No. Da, după cum puteți observa, Antonia are un noroc astăzi de dă cu bâta în baltă și balta în băț și trece căruța peste mine astăzi. Da. Voi vedeți ce ciufulită sunt de la alte meciuri? O mânușă pentru fratele meleu. Ce mânușă, bro, că mă duc la sapă de lemn, nu mai deschid nimic. Guys, dacă voi vă simțiți mai norocoși că eu astăzi sunt pilaf, aveți plusul ăla în partea dreaptă, Knuckle normal și Knuckle 15, dacă vreodată vreți să băgați bănuți, să vă puneți acolo, că până la urmă și un bonus de 15 euro dacă băgați 100 sau 30 dacă băgați 200, contează foarte, foarte mult. Also, din market pentru a scoate sau a vinde skin-uri pe bănuți reali, știți cum funcționează treaba pe din market, vindeți skin-urile spre site sau le listați acolo, bănuții care vă intră în balanță în partea dreaptă, puteți să-i scoateți pe PayPal card sau pe Skrill, easy peasy lemon squeezy. Vă mai zic și de Knuckle Cup pe data de 28 martie de gaming maraton, la ora 5 vă aștept la Knuckle Cup. Nu o să fac raid astăzi, vă aștept la Knuckle Cup. Dacă vreți să intrați cu echipa voastră, puteți să o faceți încă de pe acum. Mai aveți timp o săptămână, chiar 6 zile, până începe Knuckle Cup-ul și vă aștept acolo. 200 de euro cash, iar de luna viitoare, dacă o să meargă bine și acest turneu, o să mărim premiul, o să-l dublăm, Doamne ajută. Și join pe clanul de Faceit, nu uitați, premii foarte babane, părerea mea, premii foarte, foarte mari. Vă rog, intrați, jucați, până la urmă, părerea mea e că jucați pentru voi și vorba aia, jucați pentru mine că primiți giveaway-uri. Hi-hi-hi, ce cringe-ulesc că am plecat, noapte bună, vise plăcute, săptămână frumoasă să aveți. Asta la vista, mă duc înapoi la culcare, cred, ca să revin în ziua asta de luni mai fresh. Bye! Mistica, să-i facem promo și la Discord. Eu voiam să ți-l pun în descriere, dar dacă vreți să intrați și pe Discordul lui Mystic, guys,
care ne-a donat foarte mult astăzi, o dată și pe arena lui, o să vi le pun în descriere.